Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Eu voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, o am alături de mine pe fostul primar al Capitalei, prim vicepreședinte PSD, doamna Gabriela Firea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Sunteți prim vicepreședinte PSD și sunteți cel mai bine cotat lider PSD la nivel de imagine în rândul electoratului dumneavoastră. Iar în plan personal, sunteți o femeie foarte credincioasă, sunteți mamă de băieți, mi-aș dori foarte mult ca la finalul acestor 40 de întrebări să intrăm acolo și să aflăm cum e cu adevărat Gabriela Firea. Sunteți pregătită? Cât se poate de pregătită și sper să nu vă dezamăgesc pe dumneavoastră și pe cei care vă urmăresc și sunt convinsă că în număr foarte mare. Permiteți-mi să începem. Ați avut o ascensiune spectaculoasă în PSD, ați fost aleasă prima femeie primar al Capitalei în 2019, când Liviu Dragnea a declarat că ați fi candidatul PSD potrivit pentru alegerile prezidențiale. Dumneavoastră ați răspuns atunci, vă citez, nu mi-am dorit și nu-mi doresc să candidez la președinție. După ce Dragnea a fost închis, v-ați răzgândit și ați intrat în competiția pentru prezidențiale, dar în interiorul partidului pentru început, vă citez. Am intrat în competiție pentru că văd că lucrurile nu merg în direcția bună și pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidențialele, ci și localele și parlamentarele. Într-un final ați renunțat la luptă în favoarea Vioricăi Dăncilă, care a fost candidatul PSD la prezidențiale. Urmează întrebarea. Vreți să fiți prima femeie președinte al României? Vreau să fiu sănătoasă, fericită, cu familia mea. Vreau să le fie mai bine românilor. Iar ce se va întâmpla peste 3 ani și ceva, doar Dumnezeu știe. Și eu zâmbesc de multe ori când văd atât de multă energie care se revarsă, privind viitorii candidați la prezidențiale, pentru că viața politică ne-a arătat că nimic din ceea ce este pregătit cu mulți ani înainte nu se potrivește cu ce se va întâmpla, de fapt, înaintea examenului electoral. Sunt absolut convinsă că vor fi anumite modificări și schimbări în politica românească și că cei care acum cred că s-a dat startul deja pentru pre- și campania electorală prezidențială se înșeală. Îmi doresc să fac bine oamenilor și nu e un șablon oriunde mă voi afla, în Senat, la primărie sau în altă parte. De ce am negat de fiecare dată faptul că aș dori să candidez la prezidențiale? Pentru simplu motiv că sunt destul de dezamăgită. În primul rând despre și în legătură cu rolul femeii în politică. Știți foarte bine că în cazul Vioricăi Dăncilă i s-a reproșat și faptul că este femeie, nu doar alte aspecte politice sau de pregătire profesională și atunci nu știu cât de pregătită este societatea românească să accepte faptul că o femeie este potrivită și pentru cea mai înaltă funcție în țară. Eu am avut această problemă și la primărie. Pentru că oricât de multe aș fi făcut, de multe ori doar pentru că sunt femeie, era mult mai aspru criticată și jignită față de un bărbat care ar fi făcut, să spunem, aceleași lucruri. Bine, am notat, mergem mai departe. Strategia campaniei electorale de la alegerile locale din 2016 a fost construită într-o notă pozitivă, fără atacuri la adresa celorlalți candidați. Chiar ați avut cuvinte de laudă pentru Nicușor Dan, principalul nostru contracandidat atunci. Vă citez. Mi-aș dori un viceprimar ca Nicușor Dan. I-am urmărit activitatea și este de apreciat că este un neobosit al semnalării problemelor în București. Sper să intre în Consiliul General, eu voi fi prima care îi va întinde mâna. Ați câștigat alegerile și ați devenit prima femeie primar al Capitalei. V-au votat atunci, și presa a scris mult despre acest lucru, că v-au votat atunci 250.000 de bucureșteni dintr-un total de 1,8 milioane cu drept de vot. Iată ce spuneți. V-am mai spus și nu m-ați crezut că pot să fac curățenie după 10 bărbați. Asta apropo de domnii care s-au succedat la primăria generală a Capitalei. Acum să vină o femeie harnică, destoinică și tenace să facă ce nu au făcut ei. Urmează întrebarea. Ați fost cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul?
Asta trebuie să spună bucureștenii, în primul rând, comparând ceea ce am făcut eu cu rezultatele foștilor primari și cu ceea ce se întâmplă acum în capitală. Dați-mi voie să mai adaug un element. Eu cred că am fost și ușor naivă să cred că rezultatele muncii mele și ale echipei mele vor fi apreciate la adevărata valoare și că votul se va da strict în funcție de ceea ce am făcut, de performanța noastră administrativă și nu prin prisma politică și în urma mesajelor negative din mediul online, în special la adresa mea. Spuneați la începutul întrebării, pregătirii pentru întrebare, faptul că mi-am propus foarte multe lucruri, câte s-au rezolvat, câte nu, asta apreciază cetățenii. Și, repet, prin comparație, eu spun că am intrat cu foarte multă dorință de a face și de a rezolva. Și chiar credeam că pot să mut munții din loc doar prin simplu motiv că vreau. Și că voi reuși să unesc echipa de la Primăria Capitalei astfel încât să fim performanți. Dar vreau să rectific. Dacă m-ați întreba acum, încă o dată, pe cine aș alege între Nicușor Dan și Aurelian Bădulescu ca viceprimar, categoric pe domnul Bădulescu, pentru că văzând ce se întâmplă acum în capitală, în afara faptului că sunt închise toate șantierele, că nu mai suntem în stare nici măcar, nu noi, cei care sunt acum, să menținem curățenia și să facem dezinfecție și dezinfecție și deratizare, categoric domnul Bădulescu aici a avut rezultate foarte bune și am colaborat foarte bine. Discute, deci nu l-aș mai lua pe domnul Nicușor, dar nici măcar bine. Simplu portar, dar rămite viceprimar. Bine, am notat. Mulțumesc. Mergem mai departe. În campania din 2016 ați făcut multe promisiuni electoratului. Vă citez. Voi face revoluție în materie de trafic în capitală. Voi propune acordarea de urgență a bugetului necesar pentru ca autobuzele stricate să intre în trafic. O să avem un sistem de semaforizare inteligent, așa cum se întâmplă în orice capitală europeană. Într-o jumătate de an se va circula mult mai ușor în București. Să vedem acum ce s-a întâmplat cu promisiunile dumneavoastră. Ați promis că veți repara autobuzele stricate pentru a reintra în circulație, dar ele nu au mai fost folosite niciodată pentru transportul public și deși ați declarat că era nevoie de 1500 de autobuze noi, dumneavoastră ați cumpărat într-un final mai puțin de jumătate, iar presa a scris că nici acelea nu funcționează așa cum trebuie. Ați promis un sistem de semaforizare inteligent, așa cum are orice capitală europeană, Bucureștiul încă l-așteaptă. Ați promis 100 de kilometri de piste pentru biciclete, ați lăsat doar 20 de kilometri funcționali. Ce a apărut însă în plus în traficul bucureștean a fost banda unică pentru autobuze, care a aglomerat și mai mult traficul, precum și, și aici vă moștenește și domnul Nicușor Dan, transformarea unor artere principale în artere pietonale la sfârșitul săptămânii, ceea ce face ca traficul din weekend să fie asemănător celui din cursul săptămânii. Un studiu efectuat în 2020, la 4 ani după ce ați preluat primăria, situa Bucureștiul pe locul 4 în topul orașelor din Europa cu cel mai aglomerat trafic. Aș vrea să-mi spuneți de ce nu v-ați ținut promisiunile din campania electorală. Urmează întrebarea. De ce nu ați rezolvat problema traficului din București? Cred că peste 70% din promisiunile făcute în campania electorală au fost mai mult decât realizate de către mine și echipa mea. Într-adevăr, acea sintagmă a fost una nefericită și anume revoluția în trafic. Nu mi-o asum, nu mă derobez de ea, nu mi-aparține, trebuie să mi-o asum pentru că așa este corect, chiar dacă a aparținut unor colegi care au vrut să fie mai convingători în zona aceasta de marketing politic. Dar dați-mi voie să spun punctul meu de vedere cu privire la ceea ce ați afirmat puțin mai devreme. În primul rând, în timpul mandatului meu s-a făcut cea mai mare și complexă înnoirea parcului auto al STB cu cele 400 de autobuze Euro 6 și cele 100 de autobuze Mercedes-Benz care sunt hibrid. Niciodată până la acel moment nu s-au achiziționat într-un timp atât de scurt, deci practic în 2 ani, pentru că 2 ani a durat licitația, peste 500 de autobuze. De asemenea, am debarat licitația pentru tramvaie și cea pentru troleibuze. Autobuzele care erau, cum se spune, trase pe dreapta și se aflau în depouri au fost
toate reparate, mai puțin cele care, potrivit specialiștilor, și dacă le-am fi reparat, ar fi fost oricum bani cheltuiți, dar ele nu ar mai fi fost la nivelul calitativ și la cerințele actuale ale călătorilor. Deci ar fi fost mult mai mult și scump să le reparăm pe acelea și să le dotăm cu aer condiționat decât să cumperi un autobuz nou. Banda unică cred că este folositoare în continuare, adevărat cu studiul de trafic și cu o relație cât mai corectă cu brigada rutieră, care la momentul proiectului pilot nu a existat o sincronizare perfectă între Poliția Capitalei Municipiului București și Brigada Rutieră. Să știți că liniile de tramvai și scad de la altă întrebare, care au fost protejate de acele garduri, au dus la o eficiență în transportul public în comun, astfel încât, spre exemplu, o călătorie care se realiza în 40 de minute, să spunem, din zona Colentina până în centrul capitalei, în urma amplasării acestor garduri, s-a putut realiza în 20 de minute. Am văzut că domnul Dan a renunțat la câteva dintre aceste tronsoane, ceea ce nu este un lucru bun și nu ajută traficul. Așteptăm mari specialiști în managementul traficului pe care i-a promis în campanie domnul Nicu Șordan și care nu vin, iată, la 9 luni de la câștigarea acestui portofoliu. Și în ceea ce privește intersecțiile semaforizate, inteligente, din cele 500 am introdus în sistemul BTMS peste 250. Îi rămâne și domnului Dan ceva de lucru, că a vrut să fie primar general. Nu puteam să le fac eu pe toate. Am început și lucrurile acestea rămân, sunt realizate. Bine. Nu am plecat cu ele acasă, rămân ale Bucureștiului și bucureștenilor. Aici e mult de spus pe problema transportului public în comun, dar mă adaptez formatului emisiunii și răspund strict cât este necesar. Bine, mergem mai departe cu prima întrebare roșie. Sunt chestiuni care au apărut în presă și trebuie să le lămurim. Ca primar general ați introdus în ianuarie 2020 taxa oxigen, o măsură antipoluare. La 2 luni de la intrarea în vigoare, ați renunțat la această taxă în urma unui sondaj realizat pe Facebook, unde ați văzut cât de nepopulară era această măsură, vă citez. Din cele peste 2,5 milioane de vizualizări, 90% se exprimau în defavoarea vinietei. Ați mai avut un proiect pentru a le asigura bucureștenilor un aer mai curat. Este vorba despre planul integrat al calității aerului. Tribunalul București l-a anulat anul trecut, motivând că nu respectă normele privind poluarea aerului și că a fost adoptat abuziv. Deși v-ați declarat preocuparea pentru calitatea aerului, în realitate, deciziile dumneavoastră nu prea v-au susținut intenția. Ați înnoit parcul auto al STB cu mai multe autobuze diesel decât cele hibrid, chiar dacă tendința la nivel european este de a introduce în circulație mașini nepoluante, cum ar fi cele electrice sau hibrid. Revenim acum la autobuzele diesel. Presa a semnalat mai multe probleme pe care le-au avut aceste autobuze. În replică, dumneavoastră ați spus că sunt articole și că sunt doar știri false. Acuzațiile în presă au mers și mai departe. Și s-a speculat chiar că ați fi avut interese financiare personale în achiziționarea celor 400 de autobuze diesel Euro 6 care au fost cumpărate la suprapreț. Presa a scris că prețul de catalog al unui astfel de autobuz era de 220.000 de euro, iar dumneavoastră ați plătit 250.000 de euro plus TVA. La un simplu calcul, s-a constatat că Primăria Capitalei a plătit cu 12 milioane de euro în plus față de prețul de catalog. Aș vrea să-mi spuneți cum răspundeți speculațiilor, cum că ați fi avut interese financiare personale în achiziționarea acestor autobuze. Urmează întrebarea roșie. Ați luat șpagă pentru achiziția autobuzelor? Au fost calomnii legate de campania electorală? Categoric nu. Și am lămurit aceste lucruri, de aceea am și, cum spune românul direct, am dat în judecată câțiva jurnaliști, nu pentru că îmi face plăcere să merg în instanță cu jurnaliștii, pentru că sunt foștii mei colegi de breaslă, dar nu este normal. Și puneți-vă dumneavoastră în locul meu, când se fac acuzații atât de grave, una este ca un jurnalist să spună că nu-i place de părul tău, că nu-i place de sacoul tău, că nu-i place de persoana ta particulară. Putem să înscriem aceste aprecieri la capitolul pamflet sau opinii personale și asta este, alta este să se spună că ai interese financiare, că ai luat șpagă. Vă dați seama dacă era așa. Păi eu aici nu eram, n-aș fi fost în studio cu dumneavoastră.
Credeți că aceste lucruri nu au fost anchetate de către instituțiile statului? Vă asigur că au fost anchetate, pentru că întotdeauna consilierii USR și PNL ne-au făcut plângeri peste plângeri. Atât mie, cât și viceprimarului, cât și consilierilor generali, directorilor din primărie, am avut nenumărate, zeci, sute de plângeri, de procese, de dosare. Unele sunt în continuare în diferite faze. Deci au fost pur și simplu minciuni. Minciuni de precampanie electorală și lucruri menite să mă denigreze. Ce s-a ales de aceste lucruri? Doar faptul că acum, dacă tastezi pe un motor de căutare, le poți găsi. Dar pe baza acelor minciuni sfruntate și-au întemeiat cei de la PNL și USR București campania electorală total mincinoasă, prin care să-l propulseze pe domnul Dan primar general, spunând că iată ce facem noi la primărie și iată vine cinstitul pe un cal alb care va repara aceste lucruri. E foarte neplăcut să citești despre tine neadevăruri. Încă o dată fac apel să vă puneți în locul meu și să știți că totul a fost corect și este o comisie de licitație care a fost supravegheată și monitorizată de toate instituțiile statului timpul. Și să ți se spună că ție primar general, care nici măcar nu faci parte din comisie, că tu ai decis cine să fie câștigătorul și că ai sau nu interese financiare. Bine, eu cred că am lămurit acest subiect. Să sperăm. Mergem mai departe cu o altă întrebare roșie. Continuăm capitolul promisiuni pentru bucureșteni. Presa a scris că ați promis spații publice pentru pietoni, dar ați reușit doar renovarea fântânilor arteziene din Piața Unirii, care realmente arată foarte bine. Ați promis că veți rezolva problema Radet. Bucureștenii au făcut în această iarnă frigul mai mult ca niciodată. Presa a considerat un fiasco și campania prin care primăria condusă de dumneavoastră a anunțat că oferă pentru pensionari 1000 de tichete de vacanță în Grecia. După ce sute de oameni au stat la cozi uriașe, mulți dintre cei care au ajuns în Grecia s-au plâns ulterior de condițiile de cazare și de serviciile oferite. Cel mai răsunător scandal a vizat 22 de companii municipale care aveau scopul de a gestiona mai bine problemele capitalei. Presa v-a acuzat că odată cu aceste companii s-a pus la punct un adevărat mecanism de manevrare a bugetului primăriei, care era în acel moment de 1,4 miliarde de euro. Ulterior, Curtea de Apel București a decis desființarea acestor companii municipale, iar Curtea Constituțională le-a declarat nelegale. Urmează întrebarea roșie. Ați înființat companiile municipale ca să puteți manevra în interes personal banii capitalei? Dumneavoastră mi-adresați o întrebare care lansează 10 subiecte și vreți ca eu în 2 minute, foarte pe scurt, să explic. Dați-mi atunci voie măcar să aduc câteva argumente. În primul rând, bugetul capitalei nu a fost niciodată 1,5 miliarde de euro. Bugetul primăriei capitale este în jur de 600 de milioane de euro. Această cifră a apărut în presa economică total greșit și eu în fiecare apariție publică am explicat. Ce am fi făcut dacă bugetul ar fi fost cel declarat în presă, în chip fals și nu cel real? Companiile municipale nu au fost declarate ilegale, nelegale, în afara legii, în afara Constituției. Companii municipale există în principalele mari orașe din România. Brașov, Arad, Oradea, Cluj și așa mai departe, Iași, Constanța, precum și în întreaga Europa. Atenție! De ce oare doar în București ni s-a solicitat, prin instanțele invocate de dumneavoastră, să le votăm cu 2/3 în Consiliul General, invocându-se faptul că și bugetul ar putea să fie considerat patrimoniu acordat acestor companii, lucru fals. Bugetul nu este egal cu patrimoniu. Atunci și bugetul național ar trebui să fie votat cu 2/3, dar nu este așa. Și nu putem să facem astfel de confuzii nici juridice, nici economice și, repet, doar în București a trebuit să le revotăm cu 2/3 pentru că a fost o opinie juridică dată de domnul Valeriu Stoica, avocaților care s-au prezentat în fața instanței și care povestea literaro-economico-juridic cum bugetul poate fi considerat patrimoniu. Companiile sunt perfect legale, ele au fost înființate pentru a înlătura căpușele de dreapta, de regulă, de la bugetul primăriei capitalei și pentru a avea servicii de bună calitate și la prețuri corecte. Iată ce se întâmplă acum în București.
cu aceste companii municipale înghețate, practic, de noul primar general. Nu avem curățenie, șobolanii sunt peste tot, țânțarii sunt peste tot, orașul arată jalnic, șantierele sunt închise, doamna Ghica, prelungirea Ghencea, tot ceea ce înseamnă consolidarea clădirilor cu risc seismic, nu se mai întâmplă absolut nimic, totul este înghețat. A fost o temă de campanie, o temă negativă, adresată de către electoratul sau către electoratul PNL, de către cei care realizau campania domnului Nicușor Dan. Nu este nimic adevărat și s-a creat falsa iluzie că aceste companii sunt ilegale. Sunt perfect legale și funcționale, doar că domnul Dan le îngroapă neplătind intenționat facturile. Și atunci o companie, dacă nu-și primește banii datorați pentru prestația efectuată, automat că intră întâi în stare de insolvență și pe urmă în faliment. Și se vede cum arată orașul. Bine, am notat, mergem mai departe. Puțini sunt cei care știu că dumneavoastră sunteți absolventa Liceului de Aviație Henri Coandă din Bacău. Deși ați avut posibilitatea să lucrați ca însoțitor de zbor, după terminarea liceului nu v-a atras la această meserie, ați spus așa: nu vreau să jignesc pe nimeni, dar îmi spuneam că dacă aș urma această meserie, nu aș fi ajuns decât o chelneriță mai educată. Dumneavoastră doreați să deveniți profesor de limbă română, dar v-ați răzgândit, vă citez: mă aflam la una din celebrele cozi la ziare din anii 90 și realizând eu ce impact are presa, am decis să mă fac ziaristă. V-ați pregătit totuși pentru filologie și ați primit meditații gratuite și pentru că situația materială nu v-a permis să plecați imediat la București la facultate, ați fost nevoită să vă angajați ca suplinitor de limbă română și franceză într-o comună de lângă Bacău. Și pentru că acel gând să deveniți ziaristă nu vă dădea pace, v-ați angajat reporter la săptămânalul Pur și Simplu din Bacău. Un an mai târziu vă transferați la Cotidianul Azi din București și începeați în sfârșit studiile de filologie. Aș vrea să-mi spuneți ce v-a atras la jurnalism. Urmează întrebarea. A fost jurnalismul o chestiune de destin sau de intuiție? Cred că ambele. Mi-am dorit foarte mult să fac parte din lumea presei. Eram în clasa a 12-a, în timpul Revoluției. Stăteam până noaptea târziu să urmăresc ședințele CPUN-ului de pe atunci. Eram și eu surprinsă de apetența mea pentru presă și pentru politică de la acel moment. Nu știam să definesc această stare și... deși profesorii de la Liceul de Aviație din Bacău îmi spuneau că ar trebui să urmez o carieră în zona de filologie, atunci, brusc, am decis că mă regăsesc mai degrabă în presă, pentru că sunt o ființă extrem de curioasă, cred că am suficientă tenacitate, putere de muncă și puterea de a asimila mai multe informații într-un timp scurt și de a le reda, să spunem, coerent către un auditoriu. Dar domnul profesor Iorga de la Liceul de Aviație din Bacău m-a sfătuit să nu mă înscriu și să nu-mi depun dosarul la Facultatea de Jurnalistică și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar dumnealui mi-a spus că la jurnalistică voi învăța câte puțin din toate și mai nimic și că e bine să urmez filologia, să am o meserie, pentru că la un moment dat este posibil să nu mai urmez cariera de jurnalist și atunci să mă întorc la profesia de bază, profesor de limba română, așa cum ați citat și dumneavoastră, am și predat la o clasă din comuna Cleja, dar bine, atunci ca suplinitor, pentru că am dat un concurs la Inspectoratul Școlar Bacău, l-am luat cu o medie foarte mare și m-au repartizat la o comună apropiată de municipiul Bacău, pentru că era la 30 și ceva de kilometri și atunci cei care aveau media mai mare beneficiau de o repartiție mai apropiată de municipiu față de cei care aveau o medie mai mică și mergeau către comunele mai îndepărtate. Era o navetă mai grea. Și am făcut naveta aproape un an de zile. Am învățat multe. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! După cum am văzut, în 1990 ați ajuns să lucrați la Cotidianul Azi. Presa scrie că
ați ajuns în capitală cu sprijinul lui Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al PDSR la vremea aceea, care v-a ajutat să obțineți acest prim loc de muncă. Despre Cotidianul AS se spunea că era o publicație ce servea interesele PDSR. La scurt timp ați fost cooptată în staful de campanie al premierului Petre Roman, iar imediat după aceea, între anii 1992-1993, ați fost redactor-prezentator la Radio Contact, o stație aflată sub patronajul politicianului Călin Popescu Tăriceanu. În 1993 v-ați făcut oficial debutul în televiziune. În urma unui concurs v-ați angajat reporter la TVR, ați rămas angajată la televiziunea publică timp de 6 ani, unde ați fost pe rând reporter, editor, prezentator și moderator. După experiența TVR, ați decis să luați o pauză de la presă și să mergeți la guvern cu Muguri Sărescu premier. Ați fost numită direct consilier de relații publice și consilier de imagine al primului ministru, apoi șef al departamentului de comunicare al guvernului, iar la numai 27 de ani deveneați purtător de cuvânt al premierului. Urmează întrebarea: ce calități are Gabriela Firea? Vă dezamăgesc. Domnul Viorel Hrebenciuc nu a avut nicio contribuție nici la venirea mea în București, în capitală, și nici la parcursul profesional. Nu era nicio rușine să fi spus dacă m-a ajutat cu ceva, măcar cu un telefon. Din potrivă, domnul Viorel Hrebenciuc era prefect al județului Bacău, în timp ce eu lucram la săptămânalul Pur și Simplu din Bacău, care era foarte critic cu domnul Viorel Hrebenciuc, atunci prefect în Bacău, așa cum spuneam, și mai mult decât atât mi-a și reproșat că la momentul în care am venit în București la ziarul Azi, după un concurs pe care l-am dat, și domnul Octavian Știreanu, directorul ziarului Azi, 20 de ani atunci, poate să aducă mărturie în acest sens. Chiar ne întâlneam în aeroport când plecam spre Bacău și îmi reproșa că eu, fiica Bacăului, lucrez la ziarul Azi, care la momentul ruperii PDSR-ului de atunci, aripa domnului Roman, aripa domnului Iliescu, eu am ales să merg în așa numită aripa domnului Roman și eu nu rămân cu dumnealui în cea a domnului Iliescu. Deci nu numai că nu m-a sprijinit cu ceva în venirea în București, ba chiar am fost în grupări diferite, antagonice. Cu domnul Tăriceanu a fost un episod foarte plăcut și mi-l aduc aminte toată viața și i-am mulțumit. Eram la ziarul Azi, domnul Petre Roman a venit în redacție și l-a rugat pe domnul Știreanu să-l ajute cu câțiva jurnaliști tineri pentru biroul de presă pe perioada campaniei, oricum era vacanță, și dacă vor să lucreze și în concediul de vară. Fiind singură în București, necăsătorită, fără copii, fără prea mari obligații, am spus mai bine mă duc să muncesc. Este o experiență să cunosc ce înseamnă o campanie electorală pe acea perioadă de timp. Și uite așa n-am mai reușit să vă spun despre perioada petrecută la guvern în calitate de purtător de cuvânt al domnului, al guvernului Sărescu. Dar poate mai ajungem. O să vedeți că avem și alte întrebări. Și observați că eu vorbesc destul de repede, am debit verbal. Da, două jurnaliste cu debit verbal. Ce să fac, ridicați foarte multe întrebarea teme. Fusese ce calități are Gabriela Firea, dar revenim asupra ei. Vedem mai încolo, găsim puțin din momentan. Implicare maximă în tot ce fac. Bine. Care poate fi și rău la un moment dat pentru sănătatea mea. Vorbim. V-ați născut la Bacău, într-o familie cu o situație financiară modestă. Mama dumneavoastră era vânzătoare, iar tatăl dumneavoastră muncitor necalificat pe șantier. Mai aveți 2 surori și 1 frate. Pentru dumneavoastră copilăria a însemnat durere, umilință și lipsuri. Ați spus așa: stăteam 6 inși într-un apartament cu 2 camere. Nu aveam cele necesare la școală și a trebuit să mă confrunt cu răutățile celorlalți copii, care observau că nu am pachetel cu mâncare, că eram încălțată în pantofi vechi de la sora mai mare și că aveam hăinuțele sărăcăcioase. Ei râdeau, iar eu mă simțeam umilită. Mai târziu, la 16 ani, ați avut un iubit care v-a părăsit din cauza condiției sociale, vă citez. Am iubit și eu, ca orice fată, așa cum se iubește la vârsta aia. Într-o zi, iubitul meu mi-a spus că nu mai puteam fi prieten pentru că părinții lui nu îi mai dădeau voie. El făcea parte dintr-o familie înstărită. Aș vrea să-mi spuneți cum v-au marcat aceste umilințe suferite în copilărie și dacă ați reușit, femeie de succes fiind ulterior, să le uitați gustul. Urmează întrebarea:
care este cea mai mare umilință la care v-a supus sărăcia? Dați-mi voie, în primul rând, să-i mulțumesc mamei mele pentru faptul că a compensat din tot sufletul ei privațiunile financiare pentru noi toți. Și de aceea nici n-am vorbit foarte mult, dacă și sigur ați observat că după acel interviu nu am mai vrut să deschid acest capitol, tocmai pentru că frații mei nu erau foarte confortabili cu aceste, să spunem, dezvăluiri despre viața noastră, deoarece noi întotdeauna am încercat să minimalizăm aceste lucruri și să scoatem în evidență doar partea bună. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, într-adevăr, a fost, să spunem, cel care a determinat situația noastră mai dificilă. Părinții au și divorțat când eu aveam 13 spre 14 ani. Dar noi cu toții l-am iertat și acum, la vârsta pe care o avem, nu vrem să ne aducem aminte decât despre lucrurile bune din copilăria noastră. Într-adevăr, sunt sensibilă din această cauză când văd copii săraci, bătrâni fără ajutor. Știu că pare scos așa, decupat dintr-un manual de marketing, dar nu este așa, este ceea ce simt. Eu chiar am intrat din această cauză într-un partid de stânga, pentru că eu consider că stânga îi ajută pe cei mulți și nevoiași. Și nu puteam să fiu altfel. Eu încă mai cred în forța politicii. Cea mai mare umilință la care v-a supus? Cea mai mare umilință este să iubești pe cineva, nu? Și să-ți spună că nu-ți poate întoarce sentimentele pentru că nu ești la același nivel financiar. Eu cred că pentru un tânăr, pentru un adolescent, este un moment de suferință, dar peste care se poate trece, dar nu poate fi uitat acel moment. Bine. Ați spus și acum că o iubiți foarte mult pe mama și că nu veți uita niciodată eforturile pe care ea a fost nevoită să le facă pentru a vă oferi dumneavoastră și celorlalți frați o educație. Vă citez: mama și-ar fi dat și sufletul din ea pentru noi. Muncea de dimineața până seara, era extraordinar de harnică și de optimistă. I-a dat Dumnezeu sănătate, că altfel nu știu cum ar fi făcut față. Despre eforturile mamei de a vă crește ați vorbit pentru prima dată în urmă cu 15 ani. Ați spus că mama a muncit 10 ani în Italia, dar s-a întors în România pentru a se dedica nepoților. Între timp, presa a scris că i-ați cumpărat mamei un apartament ca să o aveți aproape, iar anul trecut, când mama a împlinit 70 de ani, ați postat pe Facebook o fotografie alături de ea cu mesajul, citez: la mulți ani, mama, 70 de ani, 4 copii, 7 nepoți și 1 milion de îmbrățișări, ești cea mai puternică persoană pe care o cunosc, să fii binecuvântată. Aș vrea să-mi spuneți cât de des v-ați gândit că nu vă veți răsplăti niciodată mama îndeajuns pentru sacrificiile ei. Urmează întrebarea: ce și-a dorit mama dumneavoastră și dumneavoastră nu i-ați putut oferi? Sufletește, încerc în fiecare zi să-i ofer cât se poate de mult, cât poate un copil, pentru că suntem copii pentru părinții noștri, chiar dacă avem 40, 50 de ani și 60 de ani, dacă părinții trăiesc și la această vârstă a copiilor. Material, cât s-a putut, în funcție de vremuri, de jobul meu, de cât câștigam. Dar la noi în familie, deși, repet, au fost privațiuni financiare, nu au fost și privațiuni sufletești și mama, într-adevăr, a compensat prin iubirea ei infinită și prin faptul că era și este un om extrem de pozitiv și mă bucur că semăn cu ea din acest punct de vedere și mereu sora cea mică, Angelica, mă tachinează și îmi spune: tu ai luat tot ce era mai bun de la mama, tu ai luat toate calitățile mamei. Bine, exagerează, ca între surori mai glumim, ne mai ironizăm și sora cea mare la fel îmi spune: ai luat toată energia mamei, nu ne-ai mai lăsat și nouă. Și acum ea este cea care unește familia, cea care știe să spună o vorbă bună atunci când poate ne simte tensionați sau percepe un moment nu tocmai bun în familie. Ea mă încurajează de fiecare dată, a fost alături de mine în toate momentele și bune și rele, m-a ajutat foarte mult și chiar stau să mă gândesc dacă eu la rândul meu sunt o mamă atât de bună.
chiar îmi pun această întrebare, pentru că eu, din dorința de a face lucrurile bine, poate că uneori duc în teorie relația mea cu copiii, gândesc prea mult și atunci când e vorba de iubire, cred că important este să-ți arăți sentimentele, nu să te dozezi în ideea că e copilul prea răsfățat sau devine prea răsfățat. Mulțumesc! Vă citesc. În ciuda lipsurilor materiale, am fost niște copii fericiți. Nu am putea reproșa părinților noștri lipsa de afecțiune și ei și bunicii ne-au înconjurat cu multă dragoste. Este o declarație a dumneavoastră din 2001. În 2005 ați șocat pe toată lumea când ați povestit că de fapt copilăria a fost marcată de violențele tatălui. Ați spus că avea mari probleme cu băutura, că își pierdea slujbele des, iar mama se chinuia să-i găsească mereu un loc de muncă. Vă citez, tata bea foarte mult și ne bătea și pe noi copiii și pe mama. Și apropiații familiei dumneavoastră au povestit greutățile prin care ați trecut, au spus așa, cât a tras Veronica cu bărbatul ei, nu mai ea știe. Nu era om rău, dar ce le făcea și ei și copiilor după ce bea, parcă îl avea pe dracu în el, nu mai era chip să te înțelegi cu el. Atât de tare va afecta ce se întâmpla în casă, încât dumneavoastră, am citit, v-ați convins mama să divorțeze de tata pe când aveați doar 14 ani, vă citesc din nou, am hotărât să-l părăsim, ne-am mutat cu toții într-un apartament complet gol pentru că lucrurile rămăseseră la tata. Am luat-o de la zero, a fost îngrozitor de greu, dar măcar știam că putem dormi liniștiți, fără spaima de răcnete și bătaie. Știu că este un subiect foarte sensibil, însă eu aș vrea să-mi spuneți, cum percepe o adolescentă aceste abuzuri și de unde ați găsit puterea să o convingeți pe mama să-l părăsească pe tata? Urmează întrebarea. De ce vă era atât de frică de tata? Dumneavoastră, am citit, v-ați convins mama să divorțeze de tata pe când aveați doar 14 ani, vă citesc din nou, am hotărât să-l părăsim, ne-am mutat cu toții într-un apartament complet gol pentru că lucrurile rămăseseră la tata. Am luat-o de la zero, a fost îngrozitor de greu, dar măcar știam că putem dormi liniștiți, fără spaima de răcnete și bătaie. Știu că este un subiect foarte sensibil, însă eu aș vrea să-mi spuneți, cum percepe o adolescentă aceste abuzuri și de unde ați găsit puterea să o convingeți pe mama să-l părăsească pe tata? Urmează întrebarea. De ce vă era atât de frică de tata? V-am spus că acum, fiind decedat, este foarte greu să vorbești în termeni neplăcuți despre o persoană care nu mai este. Și l-am iertat cu toții. Dar, într-adevăr, în acea perioadă și în anii trecuți, asta ca să nu credeți că fug de întrebare, viața era din ce în ce mai grea și, în primul rând, ne temeam pentru mama, pentru sănătatea ei, pentru viața ei. Noi mereu spuneam, noi mai suportăm cum mai suportăm, suntem copii, dar deja lucrurile mergeau foarte, foarte departe și, fiind o fire mai hotărâtă, eu, într-adevăr, i-am spus într-o zi că acum este momentul să plecăm, să rupem odată această situație, pentru că într-un oraș mic, să știți că rușinea e la mare rang și acum, de obicei și femeilor azi le este rușine să plece de acasă, preferă să stea chinuite, bătute, umilite, să accepte ca și proprii copii să primească anumite violențe de gura lumii. Și fiind un oraș mic și ne întâlneam toți cu toți, ieșeam până în parc sau până în centru, ne întâlneam cu toată lumea. A fost foarte greu să o determinăm pe mama, dar pur și simplu i-am spus că este ultima șansă ca noi să putem să terminăm studiile și ea să rămână cu integritate fizică. Și într-o noapte ne-am strâns lucrușoarele și am fugit pur și simplu la bunica și sora mamei, care locuiau împreună, doar cu ce aveam pe noi. Oricum a fost un șoc pentru tata, fiindcă nu se aștepta ca noi să facem așa ceva și a căutat-o pe mama la serviciu, a urmărit-o până când s-a lămurit că nu ne mai întoarcem. A fost cumplit, a fost foarte greu. Dar am reușit să trecem. Încă o dată subliniez că noi l-am iertat pe tata pentru tot ceea ce a făcut, pentru că și ne ocupăm de tot ceea ce este creștinește. Acum
nemai fiind în această lume și ne-am ocupat toți frații, suntem patru frați, de el, chiar dacă noi ne-am despărțit. Pentru că el a avut în continuare problemele pe care le-ați menționat și cu serviciu și cu băutura. Noi, frații, deci fratele meu, cumnata, sora cea mare, sora cea mică și eu împreună am avut grijă să aibă toate cele necesare, să aibă unde să stea, pentru că a pierdut apartamentul, fiindcă nu a plătit întreținerea la timp. Doctorii, medicii, tot, haine, alimentație, mama de câte ori venea din Italia, se ducea să vadă care este situația, să-l îmbrace. Deci noi nu l-am abandonat. În ciuda celor întâmplate în copilărie și în adolescență, cred că ne-am îndeplinit datoria morală și în fața lui Dumnezeu pentru el și Dumnezeu să-l odihnească în pace. Mulțumesc. Continuăm și mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. În afara tatălui meu și a profesorului de limbă română din liceu, în viața mea au fost importanți acei bărbați care mi-au acordat încredere în momente importante. Octavian Știreanu, care mi-a oferit primul job în presa centrală, domnul Tăriceanu, care m-a angajat la Radio Contact, domnul Mugurisărescu, datorită căruia am avut prima mea experiență în administrație, la cel mai înalt nivel, și, desigur, profesorul Voiculescu. Dintre toți cei enumerați, Mugurisărescu a fost cel care v-a acordat șansa, am mai spus, că la doar 27 de ani să fiți numită purtător de cuvânt al Guvernului României, șeful Departamentului de Comunicare și consilierul său personal de imagine. Aș putea să spun și să mă corectați dacă greșesc, că domnul Isărescu a pus prima cărămidă reală a carierei dumneavoastră de mai târziu. Vreau să știu în ce relații sunteți astăzi cu guvernatorul și dacă vorbiți des cu domnia sa. Urmează întrebarea roșie. A fost Mugurisărescu cel mai puternic protector al dumneavoastră? Protector nu este cuvântul potrivit, nu vă supărați, nu vreau să vă contrazic. Este un om extrem de bine pregătit în domeniul economic, este un deschizător de drumuri, susține întotdeauna tinerii pentru a intra în această lume fascinantă a economiei. Dar dați-mi voie să vă spun foarte scurt, pentru că am înțeles că asta e menirea mea, să spun repede câteva idei la foarte multele subiecte pe care le ridicați. Cum m-a promovat domnul Isărescu? Primul rând, propunerea de a lucra la guvern a venit din partea domnului Adrian Vasilescu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, care s-a transferat la guvern odată cu venirea la Palatul Victoria a domnului Mugurisărescu, care trebuie să recunoaștem faptul că a salvat economia României și după 3 ani de scădere economică consecutivă, în mandatul domniei sale, economia s-a echilibrat. Domnul Adrian Vasilescu i-a propus domnului Isărescu să vin la Palatul Victoria. Eu lucram la TVR la acel moment și eram acreditată, așa cum ați fost și noastră ani în șir, da, la Ministerul de Finanțe, la Banca Națională, la toate instituțiile economice, inclusiv la guvern. Dar cum am ajuns din consilier, șefa Departamentului de Comunicare și secretar de stat și purtător de cuvânt, ne chema în fiecare dimineață pe mine, pe domnul Ionuț Popescu și pe domnul Adrian Vasilescu și ne spunea care sunt subiectele zilei. Cred că m-a ajutat foarte mult faptul că lucrasem în presă și în presa de cotidian, pentru că lucram la TVR și trebuia zilnic să livrez știri actuale despre activitatea guvernamentală și economică. Și eram, cred, cea mai rapidă în a exprima care sunt subiectele zilei. Pe urmă, dacă era un eveniment, ne trimitea pe toți trei în birou să scriem un comunicat de presă. Și împreună cu domnul Vasilescu și cu Ionuț Popescu scriam ceea ce era necesar și m-au susținut toți trei. Domnul Isărescu, Ionuț Popescu și domnul Vasilescu să preiau această poziție pentru că au observat că sunt foarte dedicată, foarte implicată, îmi folosesc tot ceea ce am învățat în presă pentru a aplica în activitatea noastră la nivel guvernamental și pentru a realiza într-un timp foarte scurt comunicările de presă necesare, pentru că se derulau foarte multe activități. Deci, până la urmă, chiar dacă în presă a rămas faptul că m-a promovat domnul Isărescu, de fapt m-au promovat împreună domnul Isărescu, domnul Adrian Vasilescu și Ionuț Popescu, pentru că cei trei m-au considerat potrivită pentru a prelua această poziție și eu le mulțumesc. Mulțumesc. În continuare, în ce relații suntem foarte bune, din păcate nu reușim să ne întâlnim cât ne-am dorit, ne întâlnim foarte rar la anumite evenimente, dar asta nu știrbește cu nimic respectul și prețuirea pe care le port și eu port domnului Isărescu. Bine, mergem mai departe.
În 2016, Dragoș Pătraru publica un articol în care v-a acuzat că ați mințit în legătură cu studiile dumneavoastră, îl citesc pe jurnalist. Scrie doamna Gabriela Firea în biografia dânsei pe blogul personal, citez, am urmat cursurile Facultății de Litere, specializarea științele comunicării pe care am absolvit-o în 1994. Ca să ne înțelegem, doamna Firea, specializarea comunicare și relații publice s-a înființat în 1993. Deci în 1994 nu aveți cum să terminați la științele comunicării. Dumneavoastră ați absolvit, de fapt, la litere specializarea bibliologiei, adică vă pregăteați temeinic să deveniți bibliotecar. Jurnalistul care a terminat aceeași facultate susține că dumneavoastră v-ați trecut în mod intenționat greșit specializarea științele comunicării în CV, pentru că de această specializare aveți nevoie ca să vă puteți angaja în 1999 purtător de cuvânt al premierului Mugurițărescu și șef al Departamentului de Comunicare al Guvernului României. Urmează întrebarea. V-ați falsificat CV-ul pentru a vă putea angaja la guvern? Nu știam de acest articol sau de această afirmație făcută de domnul Pătraru. Acum aud pentru prima dată, dar nu aveam nevoie să prezint un CV sau să prezint o diplomă câtă vreme. Să spunem, atributele pentru care eu am fost invitată să lucrez la guvern nu au avut legătură cu facultatea încheiată sau cu masterul încheiat, ci cu abilitățile mele de comunicare și cu faptul că veneam din presă și iată, dovedisem prin activitatea mea că aș putea să fiu un membru al echipei biroului de presă și departamentului de comunicare. Deci nu avea nicio relevanță. Facultatea, dacă este atât de sigur pe el domnul Pătrar, are un titlu mai lung și mai stufos. Deci Facultatea de Litere a Universității București, specializarea biblioteconomie, bibliografie și știința informării. Deci aceasta este terminologia completă. Deci nu înțeleg unde era falsificarea. Am fost angajată undeva pe baza facultății încheiate? Nu cred. Nici când am dat concursul la televiziunea publică, nici la Radio Contact, nici la guvern și nici ulterior. Întotdeauna CV-ul este important, nu spun, și trebuie să ai studiile universitare încheiate, dar de ce nu a subliniat domnul Pătrar faptul că, spre deosebire de alți colegi de-ai noștri, eu am încheiat, spun eu, cu bine, cu note satisfăcătoare, o facultate de stat extrem de exigentă și nu cred că era atât de relevant faptul că scria, nici nu știu unde a găsit dumnealui să scrie doar așa, era bibliografie, bibliologie și știința comunicării. Deci nu înțeleg unde e falsul. Dar, mă rog, sper că l-am lămurit. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. În 2001, la finalul mandatului de premier al guvernatorului Mugurițărescu, v-ați reîntors în presă la Trustul Intact. Deși cariera dumneavoastră în lumea televiziunii începuse la TVR, consacrarea ca jurnalist și mai ales ca om de televiziune ați cunoscut-o la Trustul patronat de Dan Voiculescu. Aici ați avut atât atribuții editoriale cât și manageriale. Ați fost redactor, prezentator și realizator pentru posturile de televiziune Antena 1 și Antena 3. Ați fost director general al revistei Săptămâna Financiară. Ați condus ziarul Financiarul, revista Felicia, dar și departamentul de publicitate al Trustului. Practic, cei 11 ani de activitate în cadrul Intact Media v-au așezat în prim planul vieții publice românești. În 2012 ați renunțat la jurnalism și implicit la Trustul Intact și ați intrat în politică. Cu toate acestea, ați continuat legătura cu Trustul lui Dan Voiculescu într-o altă formă. Presa a scris că ați avut parte de un sprijin continuu din partea Intact Media, iar în 2016, în momentul în care v-ați anunțat candidatura la primăria Capitalei, Trustul Intact v-a susținut direct, lăsând impresia la nivel public că ați fost și că ați rămas omul lui Dan Voiculescu, inclusiv în mandatul dumneavoastră de primar al Capitalei. Tot presa a spus că din postura de primar general al Bucureștiului ați putut atunci să vă revanșați față de Dan Voiculescu și să îl răsplătiți, pentru că în trustul lui ați câștigat notorietatea care v-a folosit ca politician. Dumneavoastră ați respins aceste acuzații. Vă citez, nu sunt un om care poate fi considerat o marionetă, o păpușă sau o persoană care nu are propriul sistem de valori, propriul fel de a gândi și de a acționa. Vreau să-mi spuneți ce relație aveți cu Dan Voiculescu și dacă vorbim mai degrabă de un parteneriat cu beneficii reciproce. Urmează întrebarea roșie. V-ați folosit de Dan Voiculescu pentru imagine și putere? Ce înseamnă a te folosi
de cineva. Cred că darurile pe care le avem de la Dumnezeu sunt cele care ne pun în lumină și reușim sau nu reușim într-un anumit domeniu. Într-adevăr, după ce am plecat de la guvern, puteam să merg să lucrez la ProTV sau la Antenă. Marius Tucă m-a convins să merg la Antena 1, la Trustul Intact, și consider că am făcut bine. Evoluția în presă a fost una care, într-adevăr, poate să fie catalogată ca fiind fulminantă. Ați amintit și dumneavoastră câteva repere. Subliniez doar faptul că nu am condus niciodată departamentul de publicitate, dar toate celelalte mențiuni sunt corecte. M-am format, de fapt, am devenit un jurnalist mai cunoscut prin prisma emisiunilor de la Antena 1 și Antena 3. E și un episod dureros între noi, dar l-am șters. Eu l-am șters, l-am iertat. Între dumneavoastră și profesor Voiculescu. Da, pentru că în momentul în care m-am căsătorit cu Florentin Pandele, eu am fost practic înlăturată din Trustul Intact, din motive politice, și am suferit foarte mult, pentru că eu îmi doream să fac presă în continuare. Dar nu s-a mai putut. Mi s-a spus că sunt măritată cu un politician, chiar dacă nu este un politician activ, ci lucrează în administrație, dar prin prisma activității tale eu nu mai pot să fiu o persoană care respectă principiile deontologiei jurnalistice. Și am realizat câteva luni o emisiune, să spunem, de actualitate, de caleidoscop duminical, așa cum știți, când eram însărcinată cu David Petru, după care nu am mai avut job la Trustul Intact, iar la celelalte trusturi mi s-a spus că sunt candidatul perfect, dar scrie pe fruntea mea Dan Voiculescu și că nu au cum să mă primească, ceea ce pentru mine a fost o mare dezamăgire. Eu credeam că un jurnalist este apreciat pentru ratingul pe care îl face dacă este la televiziune, pentru tirajul pe care îl aduce dacă lucrează în presa scrisă și așa mai departe. Dar în acești ani am depășit momentul și poate a trebuit să se întâmple acest lucru, și anume să nu mai am un job concret în locul pe care eu îl iubeam și să intru în politică. Bine. În 2010 am asistat cu toții la un dialog halucinant pe care dumneavoastră l-ați avut la vremea aceea cu deputatul PDL Cristian Băureanu. Invitat în emisiunea pe care dumneavoastră o moderați, domnul Băureanu și-a ieșit din fire, nemulțumit de faptul că nu i-a acordat suficient timp în emisiune. Dialogul a degenerat într-un lung șir de replici scăpat categoric de sub control. Enervată de atitudinea deputatului dumneavoastră, l-ați atacat în direct pe Cristian Băureanu și a urmat un dialog total nepotrivit pentru o emisiune de dezbatere politică în care dumneavoastră erați formator de opinie. Domnule Băureanu, ați mâncat ceva stricat înainte de emisiune? Am mâncat ceva de la dumneavoastră de aici. De la toaletă l-ați întrebat dumneavoastră. Ceea ce mâncați dumneavoastră în fiecare seară, v-a răspuns domnul Băureanu. Atacurile au continuat. Vă citez. Cine v-a spus că sunteți băiatul cu muci în freză a avut dreptate, a fost replica dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți, dacă astăzi, în calitate de invitat sau de moderator, ați tolera acest gen de limbaj și să ne spuneți cât de ușor vă pierdeți cu firea, doamna firea, urmează întrebarea. Vă este rușine de vreun moment din cariera dumneavoastră de jurnalist? Nu a fost un moment plăcut și nu a fost un moment de care să nu mă jenez. Într-adevăr, situația a scăpat atunci de sub control. Domnul deputat era extrem, extrem, extrem de arogant și toată emisiunea m-a provocat. Eu trebuia, într-adevăr, să-mi păstrez calmul, eventual să-l poftesc în afara platoului dacă a venit doar cu tema de a mă tachina și de a mă ironiza și de a-mi crea o stare de disconfort. Nu a fost un lucru bun acel dialog și ca dovadă că nu a mai existat unul similar nici înainte și nici după. A fost un dialog nepotrivit, singular. Categoric, acum, cu mintea de acum, nu s-ar mai întâmpla un astfel de lucru și sunt convinsă că nici domnul Băureanu nu ar mai face ce a făcut atunci, pentru că a trecut și dumnealui prin foarte multe probleme și episoade în viață. Cred că suntem mult mai maturi acum, mult mai așezați. Mulțumesc. Continuăm. Rămânem la dialogul dintre dumneavoastră și domnul Băureanu. În cadrul aceleași emisiuni, deputatul a insinuat că dumneavoastră ați fost amanta domnului Călin Popescu-Tăriceanu, fără însă a-l nominaliza pe acesta.
afirmațiile lui Băureanu v-au afectat foarte mult, cu atât mai mult cât soțul dumneavoastră, Răzvan Firea, decedase de curând. Vă citez. Să mă trezesc acum, că sunt acuzată ca amant, în opinia domnului Băureanu. Acuză auzită de o țară întreagă. M-a durut, pentru că a lovit într-un punct foarte sensibil. Memoria soțului meu, care nu se mai poate apăra. Nu au fost însă singurele zvonuri. Presa a vehiculat, de-a lungul timpului, pe lângă numele domnului Tăriceanu și alte nume de bărbați cu care ați fi avut relații mai mult decât amicale, printre care Viorel Hrebenciuc, Radu Berceanu, Radu Vasile, dar și guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu. Urmează întrebarea. Care bârfă despre dumneavoastră v-a deranjat cel mai tare? Păi bârfele nu au cum să te deranjeze, pentru că, în mod evident, fiind minciuni cap-coadă și răutăți, nu pot să te lovească. Te lovește o trădare a unui prieten, vă dați seama, e doar de râs. Iar domnul Băureanu a făcut acea apreciere doar ca să mă reducă la tăcere, pentru că citatul cu mucii în freză era de la domnul Tăriceanu. Dumnealui spusese că nu ești altceva în politică decât un băiat puncte, puncte. Domnul Băureanu, știind acest lucru, a vrut, vezi, doamnă, să-mi o servească. Și așa a venit acea replică pe acest fond, că, de fapt, există o legătură. Eu, știți cum e, noi avem de dat socoteală în fața lui Dumnezeu și a conștiinței noastre. Toate aceste nume vehiculate nu au nicio legătură cu viața mea privată. Și am avut căsnicie fericită, sinceră și devotată, ani de zile, dar știu că e greu să crezi despre o femeie că reușește în viața profesională doar prin activitatea sa. Și întotdeauna se presupune că a ajutat-o cineva. Și nu degeaba. Că a primit și o răsplată. Dar eu știu aceste lucruri și chiar de foarte multe ori mă amuză. Recunosc că acum, la această vârstă, mă amuză. Când eram ceva mai tânără și mai citeam câte un articol care nici măcar nu avea semnătură. Normal că nimeni nu-și punea semnătura pe așa ceva, atunci mă mai întristam. Dar nimeni nu credea aceste lucruri și până la urmă toate acestea se pierd în noianul de minciuni care se spun la un moment dat. Bine. Am notat. Deci nu vă dor bârfele, nu vă deranjează bârfele, ci doar trădările. Mergem mai departe. În presă s-a scris de mai multe ori că ați folosit statutul dumneavoastră de vedetă și jurnalist pentru a-l ajuta în afaceri pe fostul dumneavoastră soț, Răzvan Firea. Omul de afaceri, Radu Spirea, un concurent al soțului dumneavoastră, a povestit un episod în care v-a acuzat de șantaj. Îl citez. Gabriela Firea avea diversi invitații la emisiunea ei, personalități, reprezentanții ai autorităților. Răzvan Firea stătea la intrare și când persoana pleca de la emisiune, ea îi spunea: vezi, am o rugăminte, soțul meu vrea să vă roage ceva. Și așa își făcea și soțul treburile. Pe de altă parte, Traian Băsescu v-a numit șantajistă de profesie, pentru că în cadrul mai multor emisiuni ați amenințat-o pe Narcisa Iorga, membru CNA, că dacă CNA vă mai amenda emisiunea pe care o realizați, dumneavoastră aveți să dezvăluiți în presă aspecte și fapte ce țin de viața privată și profesională a Narcisei Iorga, cu intenția de a o compromite. Urmează întrebarea. Ați fost vreodată victima unui șantaj? Mi-ați adus aminte acum de aceste întâmplări pe care le credeam îngropate cumva în istoria noastră contemporană. Domnul care era atât de afectat de activitatea soțului meu era un domn care era permanent pe holurile Ministerului Transporturilor și, ca să citesc pe domnul Băsescu, tot ce dorea sufletelul lui se întâmpla. Nu mai vreau să spun foarte multe lucruri despre acest subiect, pentru că între timp relațiile dintre noi s-au ameliorat. Dumnealui și-a dat seama că a greșit în ceea ce mă privește și pe mine și pe Răzvan, că informațiile pe care le avea nu erau cele corecte și chiar și-a exprimat părerea de rău că a putut să gândească de o asemenea manieră despre noi, dar era și dumnealui intoxicat cu tot felul de informații. Deci nu are rost acum să dezgropăm ceva care s-a lămurit între timp. Cât privește situația doamnei Narcisa Iorga, oricum îmi pare rău de momentele pe care le depășește acum, dar într-adevăr tot ceea ce făceam la Antena 3 era supus analizei și amendării de către CNA. Ce se întâmpla la alte posturi de televiziune nu beneficia, să spunem, de același tratament. Și
după avertismente și amenzi și tot felul de alte gesturi împotriva noastră, am avut acea declarație. Dar nu cred că era cazul ca Dita Maitrean Băsescu să iasă cu astfel de declarație, ca și cum doamna Narcisa Iorga nu ar fi fost în stare să se apere. E un episod... Dumneavoastră ați fost vreodată șantajată? Au fost diverse motive în care oamenii au apăsat pe accelerație, pe pedala de accelerație, în acest sens, mai mult decât era cazul. Păi șantajul principal și văzut de o țară întreagă a fost cel al domnului Băsescu, care mi-a spus să tac din gură la Comisia Nana că altfel nu mai găsesc soțul acasă. Iată, o situație, dar care și aceasta, într-un final, s-a soluționat cu închiderea cazului, închiderea cazului, pentru că știți cum e, timpul uneori rezolvă și astfel de situații încălcite. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Presa a scris că Răzvan Firea, fiul mestre Victor din prima căsătorie, v-a acuzat că l-ați îndepărtat de tatăl său când acesta era căsătorit cu dumneavoastră. O acuzație și mai surprinzătoare a venit după moartea soțului dumneavoastră, când Carmen, fosta lui soție și mama lui Răzvan, v-a acuzat și ea că nu le-ați dat șansa, ei și fiului ei, să participe la funeraliile soțului. Înmormântarea a avut loc la o altă oră decât cea pe care l-ați comunicat-o și ei nu au știut. Dumneavoastră v-ați apărat și ați spus că responsabilă de această încurcătură este Federația Română de Atletism, care comunicase ora greșită. Acuzațiile fiului Vitreg nu au încetat-o odată cu moartea tatălui său. După ce dumneavoastră v-ați căsătorit cu Florentin Pandele, acesta a venit cu noi atacuri la adresa dumneavoastră și a spus că are îndoiel pentru felul în care ați avut grijă de tatălui, îl citez. Tata era într-adevăr un om bolnav, făcea dializă, el a avut un transplant nereușit. Nu vreau să cred că ea a grăbit acest lucru, că l-a omorât premeditat. Atacurile fiului Vitreg s-au mutat din plan personal în plan politic. Acesta v-a boicotat chiar și în campanie electorală. În 2016 a anunțat pe rețele de socializare, îl citez, știu că vă sunt simpatic, dar când veți merge la vot să nu vă alunece ștampila din greșeală pe numele meu. Relațiile cu fiul Vitreg au rămas încordate până anul trecut, în preajma campaniei electorale, când dumneavoastră ați candidat din nou pentru postul de primar al Capitalei, iar presa a speculat că, de fapt, dumneavoastră i-ați cumpărat tăcerea fiului dumneavoastră Vitreg pentru o campanie electorală liniștită. Aș vrea să-mi spuneți, în ce relații sunteți astăzi? Urmează întrebarea roșie. De ce v-a atacat fiul dumneavoastră Vitreg? Asta doar el poate să știe și mama sa. Eu le doresc, așa cum am făcut-o mereu, multă sănătate și o viață bună. Am avut relații mai mult decât civilizate. Tot ceea ce s-a spus la acel moment a fost neadevărat și a fost dureros pentru mine, dar în astfel de momente afli cum sunt de fapt unii oameni. Eu am închis acele subiecte, nu mai am altceva ce să le transmit sau să răscolesc. Sub nicio formă nu i-am cumpărat tăcerea în campania precedentă, nici nu ne-am întâlnit, nu am vorbit. Chiar nu avem niciun fel de relație și chiar le doresc tot binele din lume și dacă ne-am întâlnit, am vorbit cât se poate de civilizat. Nu am rămas supărată pe ei pentru acele afirmații. Noi am avut o căsătorie, spun eu, fericită, de 18 ani. Eu am fost a patra soție a lui Răzvan, a avut trei mariaje care nu au durat mai mult de un an. Așa este viața, poate nu s-au potrivit. Ce știu eu ce a fost înainte? Știu însă un lucru, că eu nu am stricat casa nimănui. Răzvan era un bărbat singur de ani de zile, când a început să-mi facă curte. Ulterior ne-am căsătorit, ne l-am dorit pe Tudor, care a și apărut. Eu am fost un om dintotdeauna mai mult decât iubitor de copii și am fost mereu bucuroasă când Răzvănel venea pe la noi și el știe acest lucru, cât de normal m-am purtat, că nu pot să spun că bine, normal, cum să te poți cu un copil decât bine. Și cred că acele lucruri care s-au, de fapt, mai mult afirmații, nu lucruri, nu reflectă, de fapt, situația dintre noi. Eu nu le-am dorit niciodată decât binele și ei știu că nu eu am fost la originea separării lor. Deci eu am apărut la mulți ani
după. De momentul în care erau deja separați, nu mi se poate imputa. Mergem cu și dăm socoteală lui Dumnezeu pentru faptele noastre, toți. Toți. Și pentru vorbele noastre. Sau pentru acuzații nefondate. Și... Mulțumesc pentru sinceritate. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Ne întoarcem la politică. Aș vrea să vorbim acum despre intrarea noastră în politică. În 2012, chiar înainte de alegerile parlamentare, ați decis să intrați în PSD. Ați spus atunci, vă citez, m-am gândit că în presă am atins maximul și am vrut ca la 40 de ani să pornesc de la zero în domeniul politic în care aș putea să realizez câteva lucruri. Dumneavoastră ați ales PSD-ul în defavoarea UNPR-ului, partid din care făcea parte la vremea aceea Florentin Pandele, soțul dumneavoastră, cel care v-a susținut intrarea în PSD. Alegerea făcută i-a surprins pe mulți din cauza războiului dintre Victor Ponta, președintele PSD din acel moment, și UNPR, și conflictului pe care dumneavoastră ați avut cu Victor Ponta într-o emisiune pe care o moderați. În acea emisiune, confruntat cu mai multe întrebări incomode, Victor Ponta a făcut referire la trădătorii din UNPR. Tot în timpul emisiunii, dumneavoastră ați primit un mesaj de la o colegă despre Victor Ponta, mesaj pe care l-ați făcut public și iată mesajul. Domnul Ponta este neprofesionist și plin de frustrări. Victor Ponta a refuzat să mai răspundă la întrebări în acea emisiune. Cu toate acestea, ați intrat în PSD-ul condus de Victor Ponta, ba mai mult, la alegerile parlamentare ați fost cea care a deschis lista candidaților PSD din București pentru Senat, ceea ce v-a adus locurile de parlamentar. Vreau să știu de ce nu v-ați înscris în partidul în care se afla soțul dumneavoastră la acel moment și cum v-a acceptat Victor Ponta în PSD. Urmează întrebarea roșie. Cine a negociat cu Victor Ponta intrarea dumneavoastră în Parlament? Păi intrarea în Parlament s-a produs ca urmare a câștigării alegerilor. Eventual lista, întocmirea listei din județul Ilfov. Eu v-am spus puțin mai devreme, dar s-a oprit timpul, așa, că la momentul în care m-am căsătorit cu Florentin, din păcate am pierdut jobul pe care îl iubeam în presă. Și aș fi vrut să rămân tot în presă. Și soțul meu mi-a spus că, după părerea lui, dacă vreau să-l ascult, este momentul să intru în politică, pentru că aș avea ceva de spus și de făcut. Prima dată am respins această idee, am și început să râd, am spus că mie nu-mi place politica, în politică nu este sinceritate, în politică sunt oameni care se comportă pe principiul machiavelic și i-am dat eu tot felul de argumente de ce nu trebuie să fie în politică. Florentina a insistat și în fiecare zi mai aducea un argument, că aș fi potrivită și voi cei care spuneți că nu e bine în politică dacă stați doar deoparte, cum vreți să se îmbunătățească politica? Pentru că voi stați și criticați de pe margine. Dacă vreți să faceți ceva ca politica să fie mai bună, Florentin Pandele a negociat cu Victor Ponta intrarea noastră pe listă. El a fost cel care m-a determinat măcar să mă gândesc la ideea de a intra în politică, urmau alegerile parlamentare. El fiind primar în voluntar cel mai mare oraș din județul Ilfov, avea politic un cuvânt de spus pentru întocmirea acelei liste, era și normal, așa cum se întâmplă și acum. Și atunci Florentin, și eu recunosc față de alte persoane, împreună cu Robert Negoiță, ei fiind foarte buni prieteni, și cu Victor, m-au convins să intru în PSD și pe lista de la Ilfov, dar nici nu a fost greu în sensul că nu aș fi intrat într-un alt partid politic. V-am spus de ce mai devreme. Bine. Pentru că eu continui să cred că doctrina de stânga este cea care se adresează celor mulți și vulnerabili. Mulțumesc. Deci așa s-a întâmplat totul. Continuăm politică. Stați liniștită, sunteți la emisiunea care trebuie din punctul ăsta de vedere. În 2014... Deja mi-am revăzut toată viața și mai în această oră și încă mai sunt mai întrebări. Avem. În 2014 ați intrat în conflict cu fostul președinte Traian Băsescu, ați vorbit mai devreme, ne așezăm acum pe subiect. Erați atunci membru al Comisiei NANA, o comisie parlamentară care verifica legalitatea dobândirii de către Ioana Băsescu a 2000 de hectare în comuna NANA, județul Călăraș. În acea calitate, dumneavoastră v-ați atras critica lui Traian Băsescu după ce ați
ați declarat că tranzacția cu terenurile de la Nana ar fi fost nulă. Îl citesc pe Traian Băsescu. Gabi Firea mai bine ar sta în banca ei și s-ar ocupa de ce se întâmplă pe moșia soțului, că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înțeleg că în parohia lui se întâmplă destule lucruri rele. Ați catalogat atunci afirmațiile fostului președinte drept un act flagrant de intimidare a unui senator, cu susținerea premierului de atunci, Victor Ponta. Și alături de 176 de parlamentari PSD, a semnat un denunț de șantaj împotriva lui Traian Băsescu. Acesta a ajuns în fața magistraților după ce și-a pierdut imunitatea de președinte, însă dosarul a fost clasat de procuror pentru că dumneavoastră v-ați retras plângerea. Aș vrea să-mi spuneți de ce v-ați retras plângerea împotriva fostului președinte. Urmează întrebarea. L-ați iertat pe Traian Băsescu? Dar nu l-am uitat. E creștinește să ierți. Încercăm și eu și Florentin ca atunci când mergem la taina spovedaniei să fim cât se poate de sinceri și să nu-i spunem părintelui Petrișor că am iertat pe cineva și să ne decide să ne dea Sfânta Părtășanie, iar noi să păstrăm în continuare resentimente, ură sau dorința de a ne răzbuna categoric. I-am iertat pe toți cei care mi-au făcut rău la un moment dat, dar îmi mai aduc aminte acele episoade și de multe ori mă întreb de unde am avut atât de multă putere să trec peste ele. Am renunțat la proces în momentul în care am ajuns primar general, pentru că sunt convinsă că știți, un proces nu este atât de simplu, nici din postura de persoană care dă în judecată pe cineva, pentru că sunt acele invitații la parchet, răspunsuri la întrebări, șicanele avocaților, părții adverse și așa mai departe. Având în vedere că intram într-o activitate extrem de intensă, cea de primar general, era ultima treabă pe care o mai aveam eu de făcut, să mă duc pe la tribunale, pe la parchete, în procesul cu Traian Băsescu. Dar eu am ajuns în comisia Nana și mi-am atras aceste cuvinte mai mult decât dure și amenințătoare din partea lui Traian Băsescu, pentru că am fost propusă în acea comisie de Victor Ponta, pentru că ulterior mi s-a spus să fiu purtătorul de cuvânt al acestei comisii și deoarece eu comunicam către presă stadiul anchetei realizate, anchetei parlamentare derulate și de aceea și-a îndreptat el tirul asupra mea. Dar eu nu făceam altceva decât să prezint zilnic sau săptămânal care este stadiul acelei anchete parlamentare. Și bineînțeles că i-a fost mult mai simplu domnului Băsescu să-și îndrepte tirada și amenințările spre o femeie. Nu că așa e cu bărbații puternici. Se războiesc întâi cu o femeie. Pormă încearcă un bărbat. Mulțumesc. Mergem mai departe. După intrarea noastră în PSD, ați avut o evoluție remarcabilă în cadrul partidului. În 2 ani, din 2012 până în 2014, ați obținut un mandat de senator, ați devenit președintele filialei PSD Ilfov, iar apoi ați fost purtătorul de cuvânt al PSD, cea mai importantă funcție în partid după cea de președinte, pentru că asigură acces la a înțelege mai bine jocul de putere din cadrul partidului. Următorul pas firesc a fost acela de a fi aleasă purtătorul de cuvânt al candidatului la prezidențiale Victor Ponta. Chiar dacă, cu câteva luni înainte, fostul președinte Traian Băsescu i-a recomandat lui Victor Ponta să nu vă ofere funcția pentru că, îl citez, Gabriela Firea poartă ghinion bărbatului despre care spune că vrea să-l protejeze. Victor Ponta nu a luat în serios comentariile fostului președinte, iar în campania prezidențială i-ați fost lui Victor Ponta purtător de cuvânt. Coincidență sau nu, Victor Ponta chiar a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Klaus Iohannis. Urmează întrebarea. I-ați purtat ghinionul lui Victor Ponta? Trebuia să câștige altcineva. Puteam eu să fiu cu stea în frunte. Și eu, ca femeie lângă domnia sa din punct de vedere profesional și Daciana, soția și mama și toate, puteam să avem stea în frunte. Trebuia să câștige altcineva acele alegeri. Sunt aberații spuse de Traian Băsescu. Dumnealui e cunoscut ca fiind un animal politic și un om cu limba ascuțită și și-a câștigat notorietatea politică prin afirmații extrem de dure și chiar șocante.
Dar eu cred că până la urmă e important ce rămâne în urma activității noastre politice, nu ce declarații spumoase și care sună bine și dau titluri și fac titluri incitante într-un ziar la un anumit moment dat. Aș fi foarte curioasă acum ce mai spune domnul Traian Băsescu despre domnul Nicușor Dan, pe care indirect l-a susținut în campania electorală de la alegerile locale, aducea tot felul de critici la adresa mea și pe domnul Nicușor Dan. Uite așa îl mângâia, uite așa îl mângâia, e mulțumit cu situația din capitală, dacă este cinstit și știu că poate fi și corect, sunt convinsă că va spune, măcar într-un cadru mai intim, că nu e mulțumit cu ceea ce se întâmplă acum în București. Bine, am notat. Mergem cu o întrebare roșie. În timpul campaniei prezidențiale din 2014, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării v-a sancționat pentru că l-ați numit pe Klaus Iohannis un om incomplet pentru că nu are copii. Tot în acea campanie, dumneavoastră ați plusat și l-ați acuzat de ceva și mai grav, de trafic cu copii. Într-o conferință de presă ați citit un fragment dintr-un articol scris de jurnalistul Dan Tăpălagă, vă citez. În anul 1997, ziaristul Dan Tăpălagă scria în Ziua de Ardeal despre implicarea cuplului de profesor Iohannis în adopții de copii din comuna Rășinar, județul Sibiu, pentru cetățeni canadieni și era emisă ipoteza că acești copii au devenit piese de schimb în bănci de organe. Sunteți un jurnalist bun și cu experiență și sunt convinsă că ați fost conștient în permanență de dimensiunea impactului pe care declarațiile dumneavoastră urmau să îl aibă în spațiul public. Chiar dacă nu ați prezentat dovezi în acest sens, în acea campanie pentru prezidențiale, l-ați acuzat public pe Klaus Iohannis de trafic de copii. După ce Klaus Iohannis a devenit președinte, v-ați cerut scuze și v-ați asumat acea eroare, dar mulți au contestat modul în care v-ați scuzat și v-au acuzat că sunteți un politician fără scrupule atunci când aveți un țel politic. Urmează întrebarea roșie. De ce l-ați acuzat pe Klaus Iohannis că a făcut trafic de copii? Nu l-am acuzat. Am citat dintr-un articol și domnia sa, așa cum fac eu acum în fața dumneavoastră, să răspund unor acuzații care sunt cuprinse în niște citate, nu? Să fi răspuns care este opinia domniei sale în legătură cu afirmațiile din ziarul pe care l-ați citat. Nu am formulat eu niște acuze directe. Cât privește alegația din acea perioadă că eu aș fi considerat că nu ar putea fi un președinte bun pentru că nu are copii, a fost un moment extrem de bine lucrat și manipulat și târziu mi-am dat seama cât de bine a fost pregătit acel moment, iar eu am căzut victimă. Mi-aduc aminte perfect. Eram la biroul de presă al Partidului Social Democrat, susțineam o conferință de presă. În primul rând era un jurnalist, care numai jurnalist nu poate fi numit câtă vreme avea colaborări plătite cu o formațiune politică dovedite ulterior, și acel jurnalist mă întreba insistent cu diferite formulări același lucru, ca să ajungă de fapt însăilat. Nu capcoa. Eu nu am spus cu subiect și predicat domnul Klaus Iohannis nu este competent să fie președinte pentru că nu are copii. Nu veți găsi nicăieri această declarație, fiindcă nu am făcut-o. Deci nu are cum să fie. Dar dumnealui întreba, una după alta, este mai capabil să fie președinte un politician dacă are copii? Dar dacă nu are copii, nu este capabil? Dar repetând la nesfârșit aceeași idee ca să-mi scape mie, cum se spune, un porumbel. Eu am răspuns altceva. Am spus, fiecare decide dacă are sau nu are un copil sau dacă poate sau nu poate să aibă un copil, nu este problema mea, este problema fiecărei familii în parte, da, dați-mi voie să explic pentru că este important. Ceea ce pot să spun ca persoană particulară, nu ca purtător de cuvânt al PSD, este faptul că pentru mine, ca mamă și femeie însărcinată, pentru că eram însărcinată cu David, deci eu cred că un om, o persoană care este părinte, simte mai mult pentru copii decât un om care nu are copii. Eu asta am spus, dar domnul respectiv, care nu e altul decât domnul Manciu, celebrul om care a manipulat informațiile din pandemie, dar, repet, răspundem în fața lui Dumnezeu.
Și cât despre profesionalismul domnului Manciu, a aflat toată țara acum cu pandemia. Bine, mergem mai departe. Cu primul noastră soț, Răzvan Firea, v-ați cunoscut în 1993, atunci când erați studentă, iar Răzvan Firea, un bărbat cu 17 ani mai în vârstă decât dumneavoastră, era membru al Comisiei de Marketing a Federației Române de Atletism. Ați început o frumoasă poveste de iubire, v-ați căsătorit, iar în 1995 ați devenit părinții lui Tudor Ștefan. De-a lungul anilor, primul soț a avut numeroase probleme de sănătate, iar în 2010 a suferit un atac cerebral care a fost fatal. Pierderea celui care v-a fost aproape timp de 17 ani v-a provocat o mare suferință și ca omagiu ați spus că nu veți renunța niciodată la numele Firea. Cu toate acestea, ați surprins pe toată lumea atunci când v-ați căsătorit și v-ați recăsătorit la doar 8 luni de la decesul său. Ați fost aspru criticată și v-ați apărat. Ați spus așa: lui Răzvan îi datorez totul și mai ales formarea mea ca femeie. Durerea și părerea de rău că a plecat nu dispar fix la un an. Vor dura toată viața. Doliul creștinesc durează 40 de zile. Urmează întrebarea. Când ați plâns ultima dată? Puțin mai devreme. Dar nu știu dacă s-a văzut chiar totul când vorbeam despre tata. Doar cine trece printr-un astfel de moment poate să înțeleagă. Și eu nu-i condamn pe cei care m-au pus atunci la zid, pentru că și eu recunosc, dacă aș fi văzut o astfel de situație, cred că aș fi fost mai aspră, mai ales având în vedere emoția pe care o am de obicei când evaluez o situație similară. Nici eu nu aș fi crezut și dacă mi-ați fi spus că se va întâmpla așa ceva în viața mea, realmente nu aș fi crezut și aș fi spus că citați dintr-o carte de science fiction. Dar cred că așa a fost viața, așa s-a întâmplat. Nu eu am condus destinul meu către o astfel de evoluție. Am rămas văduvă în ianuarie și în septembrie m-am căsătorit cu Florentin și dacă îmi spunea cineva că se va întâmpla așa ceva pentru mine la 38 de ani, chiar credeam că realmente este imaginație pură. Dar Răzvan are locul meu în inima mea întreaga viață și el știe de acolo de sus și simt energia pozitivă și mă gândesc la el în fiecare zi și știu că mă susține. Acesta este inelul de logodnă pe care nu-l voi da niciodată jos. De pe mână. Bine, mergem mai departe. Mulțumesc pentru sinceritate. Noi știm așa, de 11 ani trăiți o poveste de dragoste specială cu soțul dumneavoastră, Florentin Pandele. Ați spus că v-ați cunoscut încă din perioada în care erați căsătorită cu Răzvan Firea, care era bun prieten cu Florentin Pandele. Povestea de iubire între dumneavoastră și actualul soț a început la insistențele acestuia. După doar 3 săptămâni, Florentin Pandele v-a cerut în căsătorie. Astăzi aveți împreună 2 copii, pe David Petru de 9 ani și pe Zian Mihail de 6 ani. Soțul noastră, am citit, vă alintă albinuța și amândoi sunteți foarte credincioși, vă rugați și țineți post împreună, vă susțineți reciproc și petreceți timp împreună ori de câte ori aveți ocazia. Ați spus, Florin este ca și mine, credincios, iubitor de copii, provine dintr-o familie săracă, dar a învățat pentru a reuși în viață. Îmi place că a știut cum să mă cucerească fără să îmi agreseze sufletul. Aș vrea să-mi spuneți dacă soțul dumneavoastră are totuși și defecte. Urmează întrebarea. Cum v-a cucerit Florentin Pandele în doar 3 săptămâni? Credeți-mă că dau și eu timpul înapoi și sunt la fel de uimită de fiecare dată. Cum s-a întâmplat totul atât de repede, atât de neașteptat, de neobișnuit și viața mea a luat în același an o cu totul și cu totul altă turnură și la nivel intim personal și ulterior și profesional, după cum v-am spus puțin mai devreme. Și nu pot decât să-mi explic că așa a fost să fie și că așa ne-a fost scris și așa a vrut bunul Dumnezeu. Eu mă rugam de fiecare dată
după tragedia cu Răzvan, să-mi dea bunul Dumnezeu tărie, să pot să merg mai departe, să fiu o mamă bună pentru Tudor și să pot să am o viață activă, așa cum am fost și înainte, să nu intru într-o stare de depresie foarte gravă, cum am avut primele luni, și să nu mi se oprească cumva tot ceea ce putea să-mi ofere viața de la acea vârstă înainte, pentru că nu eram nici foarte tânără, dar nici foarte în vârstă și sunt un om care iubește viața și ce este frumos în viață și ce este pur, puritatea vieții. Într-adevăr, m-a șocat realmente când mi-am dat seama că mi se face curte. Deci nu mă așteptam realmente, nu mă așteptam. Și cred că oricine ar fi făcut acest lucru nu ar fi avut șanse, dar Florentin are acea calitate umană de a nu invada sufletul persoanei, dar totuși să lase o amintire de neșters. Consider că așa ne-a fost scris, că acesta a fost destinul nostru, să fim împreună, eu văduvă, el divorțat, și să începem o viață nouă. Și acum ne întrebăm de foarte multe ori cum s-a întâmplat. Și pentru că am arătat inelul de logodnă al lui Răzvan, aici este verigheta de la Florentin Pandele, care va fi ultima pentru mine, indiferent ce se va întâmpla. Doamne ajută! Doamne ajută! Și acum, puțină politică înapoi cu soțul de această dată. Unul din momentele în care v-ați arătat... pot să mă repliez. Trebuie. E un carusel de emoții. Sunt sigură. Unul dintre momentele în care v-ați arătat parteneriatul politic exclusiv cu Florentin Pandele a fost cel în care l-ați exclus din PSD. Dar nu l-ați exclus pentru a-l pedepsi, ci pentru a-l ajuta să rămână primar. O să explic eu pentru telespectatori cum stau lucrurile. Florentin Pandele, primar în funcție din partea PSD, a dorit să candideze din nou la primăria voluntari, dar independent se certase cu Liviu Dragnea. Potrivit legii, un primar își pierde mandatul dacă demisionează din partidul care l-a susținut, dar rămâne în funcție dacă partidul îl exclude. Dumneavoastră, în calitate de președinte PSD Ilfov la vremea respectivă, l-ați exclus din partid, el a păstrat primăria și ulterior a candidat ca independent așa cum și-a dorit. PSD a trebuit să găsească un candidat pentru primăria voluntari și contracandidat, deci pentru soțul dumneavoastră. Florentin Pandele a câștigat din nou primăria atunci, evident PSD a pierdut. Aș vrea să-mi spuneți, dacă nu v-a fost teamă că veți fi sancționată în partid pentru că ați pus interesul soțului și implicit al dumneavoastră mai presus decât cel al partidului, urmează întrebarea: este soțul, Florentin Pandele, șeful dumneavoastră politic? Aș vrea să-mi spuneți, dacă nu v-a fost teamă că veți fi sancționată în partid pentru că ați pus interesul soțului și implicit al dumneavoastră mai presus decât cel al partidului, urmează întrebarea: este soțul, Florentin Pandele, șeful dumneavoastră politic? Este stăpânul inimii mele, categoric. Și sper că și eu sunt stăpâna inimii lui. Nu vreau să mă gândesc la altceva, nu știu cum aș reacționa. Asta cu șefia, nu cred că se pune problema între noi, dar aș adăuga câteva elemente care să elucideze acea situație. De fapt, eu consideram că îi se face o mare nedreptate, pentru că domnul Dragnea ne-a invitat la o discuție și a spus că, având în vedere faptul că eu voi fi candidatul Partidului Social Democrat la primăria Capitalei, nu vrea ca Florentin să mai candideze la primăria din voluntari. Eu i-am spus că nu este corect ca pentru mine Florentin să-și încheie toate proiectele începute de atâția ani de zile și pentru că el oricum are un public numeros, voluntari, oamenii așteaptă de la el să candideze în continuare și atunci am spus că nu mai candidez eu la București, fiindcă nu mi se părea principial. Atunci domnul Dragnea a venit cu altă soluție, atunci măcar să nu fii din partea PSD. Acum stau să mă gândesc că pe cine încurca sau ce anume articole sau comentarii din presă l-ar fi deranjat pe domnul Dragnea și practic dumnealui a pus condiția și a spus dacă totuși vrei să candidezi, a spus lui Florentin, nu din partea PSD,
treaba ta ce faci. Florentin, vă dați seama că nu a fost foarte încântat de faptul că îi se pune practic sula în coaste. Și până la urmă, fără Florentin, PSD în Ilfov este aproape zero. Că s-a văzut și acum câți primari au mai rămas de partea socialdemocrației. Și voturile aduse de el erau importante și la alegerile parlamentare, și prezidențiale, și europarlamentare. Deci asta s-a întâmplat și de comun acord s-a luat decizia politică dacă vrea să candideze, dacă nu, nu, dar dacă da, să candideze independent. A fost, bine, să spun așa, primul moment în care mi-am dat seama că dacă nu sunt atentă și nu pun familia și relația noastră mai presus de orice, este posibil ca politica să creeze între noi breșe și nu este normal. Mai bine te retragi, eu fiind nouă în politică, adică mai bine m-aș fi retras eu decât să-i creez lui probleme. Bine, am lămurit. Mergem mai departe. Numele dumneavoastră de fată este Gabriela Vrâncea. În 1993, când v-ați căsătorit cu Răzvan Firea, i-ați preluat numele devenind Gabriela Firea. În 2000, când erați secretar de stat în guvernul condus de Mugurii Țelescu, toate actele erau semnate de dumneavoastră cu numele Gabriela Vrânceanu Firea. Presa a presupus că între 1993 și 2000 v-ați schimbat numele pe calea administrativă din Firea în Vrânceanu Firea, dar nu a fost găsit nimic oficial în acest sens. În 2010, jurnaliștii v-au găsit din nou sub numele de Gabriela Firea pe portalul Registrul Comerțului. În același an, tot 2010, în instanță, ați apărut din nou cu numele de Vrânceanu Firea. Doamna Gabriela Vrânceanu Firea Pandele, eu una m-am zăpăcit complet. Urmează întrebarea. Cum vă numiți în buletin? Gabriela Firea. Acele înscrisuri au apărut sub numele de Gabriela Vrânceanu Firea, deoarece la nivel public așa eram cunoscută prin activitatea mea la televiziunea publică. La momentul angajării mă numeam Gabriela Vrânceanu. Tatăl Ioan, mama Veronica. Inițiala tatălui, știți că se trece în actele oficiale. După ce m-am căsătorit, am devenit Gabriela Firea, fără Vrânceanu, pentru că ar fi trebuit și soțul meu și Răzvan să preia numele meu și nu a fost de acord și nici eu nu am insistat, pentru că așa era legea la acel moment. Acum, fiecare soț poate să decidă să-și ia ce nume dorește. Nu mai există condiționalitatea. Dacă femeia preia numele soțului, să-l preia și soțul. Acum, noi, de exemplu, ne numim separat. Eu sunt Gabriela Firea, soțul meu este Florentin Pandele. Eu puteam să mă numesc Gabriela Vrânceanu Firea și soțul meu să se numească în continuare Pandele și el să se numească doar Florentin Pandele. Nu era obligat să-și ia și numele meu. Florentin Costel Firea Pandele. Dar s-a modificat legea între timp, față de acum 15-20 de ani. Mi-am pus și eu întrebarea de ce acele acte au apărut așa și mi s-a explicat că funcționarii au preluat numele cunoscut la nivel public. Am întrebat de asemenea niște juriști dacă se creează anumite perturbații la nivel administrativ și mi-au spus că nu, pentru că există anumite articole care prevăd și explică situația în care o persoană este cunoscută la nivel public cu un anumit nume și se face dovada că este acea persoană și nu altcineva. Și nu este o preluare a numelui sau o fraudă în sensul schimbării numelui. Bine. Deci, practic, o neglijență a celor funcționari care nu au verificat, deși eu am predat toate actele la resurse umane, care este numele meu în actele oficiale. Am notat. În cartea de identitate, în pașaport. Continuăm. Gabriela Firea. Firea, da. Deși sunteți unul dintre cei mai importanți lideri PSD, războaiele din interiorul partidului nu vă ocolesc. Presa a scris că președintele PSD, Marcel Ciolacu, vrea să-l readucă în partid pe Robert Negoiță, actualul primar al sectorului 3, finul dumneavoastră, dar și politicianul căruia i-ați declarat război anul trecut. Pe Robert Negoiță îl considerați direct răspunzător de faptul că ați pierdut alegerile pentru primăria capitalei, pentru că, după ce acesta a plecat din PSD, s-a aliat cu Victor Ponta și au susținut atunci un alt candidat și nu pe dumneavoastră. Presa a scris că Marcel Ciolacu, prin revenirea lui Robert Negoiță în partid, ar pregăti de fapt înlăturarea dumneavoastră de la conducerea organizației PSD București, mai mult decât atât. Președintele PSD, după alegerile parlamentare de anul trecut, a propus ca liderii partidului să nu ocupe și funcții de conducere în Senat sau în Camera Deputaților. Din nou presa a scris că Marcel Ciolacu ar fi încercat astfel să vă împiedice să obțineți postul de vicepreședinte la Senat,
post pe care vi-l doreați. Aș vrea să-mi spuneți de asemenea, apropo de viziune politică, dacă PSD ar trebui să intre la guvernare alături de PNL din toamnă sau ar trebui să rămână în opoziție până în 2024? Urmează întrebarea. Vă temeți că veți fi mazilită politic de Marcel Ciolacu? Orice se poate întâmpla în politică, sunt pregătită pentru absolut orice. Mă bucur că sunt echilibrată emoțional, psihic, la nivel sentimental și am o viață frumoasă și plină, astfel încât loviturile politice să le simt mai ușor. Asta nu înseamnă că nu mă dor nedreptățile din politică și s-a văzut anul trecut, trec rapid prin toate ideile pe care le-ați lansat, categoric nu mă așteptam ca Robert să mă părăsească practic și să mă critique nedrept, spun eu, să mă denigreze. Am pierdut electorat pentru că a indus confuzie practic în electoratul nostru comun. Am pierdut cu 4% și ceva procente față de Nicușor Dan, nu cu 10% cum a anunțat domnul Pieleanu la Antena 3 la exit poll-ul acela toxic, și acele 4% în mod evident cel puțin 2-3 provin din faptul că Robert nu a mai făcut echipă cu mine și cuvintele pe care le-a spus la anumite televiziuni este ca și iertat, dar nu pot să trec peste acest fapt că m-a lovit unde m-a durut cel mai tare și într-un moment crucial pentru mine. Nu-l voi înțelege niciodată și oricâte explicații încerc să-i găsesc, nu reușesc acest lucru. Bine. Când v-ați înscris în PSD, Robert Negoiță era președintele PSD Ilfov și primarul sectorului 3. La niciun an ați fost numită președinte interimar al organizației PSD Ilfov, condusă de acesta. Rocada a fost făcută chiar la cererea lui Robert Negoiță. Relația politică cu primarul sectorului 3 a evoluat. Alături de Florentin Pandere ați devenit nașii de botez al celui de-al treilea fiu al lui Robert Negoiță. Ați făcut echipă cu acesta și în alegerile locale din 2016, când dumneavoastră ați fost aleasă primar al capitalei, iar Robert Negoiță a fost reales primar al sectorului 3. Mai apoi, amândoi ați făcut parte din echipa dizidenților din PSD care au cerut demisia lui Liviu Dragnea. Totul până la un moment dat, când între dumneavoastră și Robert Negoiță au început să apară neînțelegeri, primarul sectorului 3 v-a acuzat că din cauza dumneavoastră bucureștenii nu au apă caldă și a dezvăluit că în plin război cu Liviu Dragnea, dumneavoastră aveți intenția de a vă face un partid. La alegerile locale din 2020, Robert Negoiță și-a făcut propriul partid, nu a mai candidat alături de PSD și a câștigat din nou primăria sectorului 3. Ați spus adineaur că plecarea lui Robert Negoiță din PSD a însemnat voturi pierdute pentru partid și implicit pentru dumneavoastră. Știm bine, ați pierdut primăria capitalei. Recent, președintele PSD a anunțat posibilitatea revenirii lui Robert Negoiță în partid. Vreau să știu, să ne explicați, care este adevăratul măr al discordiei între dumneavoastră și Robert Negoiță și cum ați devenit, așa, dușman declarați. Urmează întrebarea. Ați pierdut primăria capitalei din cauza trădării lui Robert Negoiță? Din cauza trădării lui și din cauza manipulărilor din mediul online, răspândite de către domnul Nicușor Dan și echipa sa, formată din PNL și USR, care au transmis tot felul de informații neadevărate despre mine și echipa mea, care au transmis publicului un mesaj deformat despre mine și despre colaboratorii mei principali. Se vede foarte bine acum diferența enormă între echipa mea și dumnealui și echipa sa, pentru că lucrurile nu merg deloc bine în București. Și aș întreba pe cei care l-au susținut în detrimentul meu, dacă acum sunt mulțumiți la 9 luni de mandat, de cum merg lucrurile în București. Și apropo de apă caldă, dumnealor au promis că pe 28 septembrie, dacă domnul Dan va deveni primar, apa caldă și căldura nu vor mai fi o problemă. A fost cea mai cumplită iarnă din acest punct de vedere al termoficării, pentru că nu i-a interesat. Au luat votul bucureștenilor
și le-au spus la revedere bucureștenilor și domnul Dan a anunțat că peste 2-3 ani se va îmbunătăți situația. Deci care asta înseamnă minciună și manipulare. Nu-l știu pentru că vi l-aș spune. Ne-am întâlnit în condiții foarte bune de fiecare dată. Am fost un primar general mai mult decât dornic să rezolve legal, firește, dar în timp cât se poate de nebirocratic problemele sectoarelor. Așa am crezut întotdeauna și iată că în preajma campaniei electorale s-a declanșat această stare de conflict pe care nu pot să-mi o explic. Bine. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. Aș vrea să lămurim un subiect. Sunteți un om credincios și nu ascundeți faptul că respectați toate tradițiile ortodoxe. Acasă ați amenajat un adevărat altar unde vă rugați împreună cu soțul și copiii. Presa a scris că în birourile de la primărie aveați multe icoane, ba mai mult ați fi adus și moaște în clădire, astfel încât angajații să se poată ruga. Presa a calculat că în cei 4 ani de la primărie ați alocat peste 20 de milioane de euro pentru construcția catedralei. Tot presa a scris că prin alocarea unei sume atât de mari ați urmărit să câștigați capital electoral, mai ales că exact înainte de alegerile locale de anul trecut ați alocat peste 2,5 milioane de euro din bugetul primăriei pentru 45 de parohii din București. Urmează întrebarea roșie. Ați dat bisericii milioane de euro pentru voturi? Categoric nu. În continuare, dacă voi fi într-o postură publică determinantă, voi susține sănătatea, educația, sportul, protecția mediului, cultele. Sunt absolut convinsă că am făcut un lucru bun, susținând consolidarea unor biserici monument și susținând financiar construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Nu mi-este rușine cu ceea ce am făcut și nici nu se compară sumele alocate pentru biserici și catedrală cu sumele imense alocate în mandatul meu și care acum nu se mai regăsesc în buget pentru investițiile din cele 19 spitale ale Primăriei Capitalei, pentru reabilitarea rețelei de termoficare, înnoirea parcului auto al STB, de asemenea pentru teatrele din București. Suma este extrem de mică, repet, comparativ cu aceste investiții, dar firește s-a pus accent în special pe suma alocată pentru biserici, plasând-o într-un context peiorativ, ceea ce nu cred că este corect. Orice națiune care se respectă trebuie să aibă grijă de istorie, de tradiție, de înaintași, de religie. Ne face plăcere când mergem la Roma și intrăm în catedrale, când mergem la Paris, când mergem la Viena, la Amsterdam, dar la noi nu vrem să avem aceleași lucruri frumoase, atât cultural, cât și din punct de vedere teologic. Nu cred că am alocat ca primar general, de fapt eu am propus, Consiliul General a votat alocarea unor sume pentru reabilitarea bisericilor din București. Bine. Acestea nu trebuie să fie lăsate să se dărâme. Am notat. Mergem mai departe. Mandatul nostru la Primăria Capitalei a fost marcat de unele dintre cele mai ample proteste organizate în România după Revoluție. Sute de mii de români protestau față de modificările aduse legilor justiției propuse de liderii PSD pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea de condamnarea la închisoare. Presa a scris că din funcția de primar general vin partea PSD. Ați încercat de mai multe ori să opriți desfășurarea acestor demonstrații. În iarna anului 2017, ați anunțat că tradiționalul târg de Crăciun din Piața Constituției se va muta în Piața Victoriei, acolo unde manifestau protestatarii. O decizie prin care aveați, deci, să ocupați Piața Victoriei și să îi împiedicați pe oameni să protesteze. Decizia a stârnit un uriaș val de revoltă. Protestatarii s-au legat cu lanțuri de garduri și au demolat acea scenă metalică pe care ați montat-o în fața guvernului și așa ați fost nevoită să renunțați la idee. Urmează întrebarea. Ați vrut să le închideți gura protestatarilor din Piața Victoriei? Categoric nu și mă întreb unde sunt acum acei protestatari când văd ce se întâmplă într-un București plin de gunoaie, plin de șobolani, plin de țânțari, cu toate spitalele abandonate, cu spitalul metropolitan închis, sub nicio formă. Și nu era vorba despre relocarea târgului de Crăciun, ci despre organizarea mai multor evenimente
cu ocazia Crăciunului și în Piața Constituției și în Piața Victoriei și în Piața Unirii. Dacă așa a fost interpretat acest gest... Ați încercat atunci să-l ajutați pe Liviu Dragnea? Nu, categoric nu, și cred că întreaga țară a aflat foarte clar care a fost relația mea cu domnul Dragnea. Politică relațiile se schimbă. Da. Categoric, îi sunt recunoscătoare pentru faptul că a văzut în mine un candidat potrivit pentru primăria Capitalei, dar nu pot să-i fiu recunoscătoare pentru faptul că în momentul în care am ajuns primarul general al Capitalei, m-a abandonat total și, deși am promis împreună, atât eu cât și partidul, îndeplinirea unor obiective administrative pentru București, am fost lăsată singură și li se spunea colegilor din ministere să nu fiu ajutată, pentru că dacă eu voi face lucruri mari, spectaculoase în București, voi crește din punct de vedere politic și voi avea pretenția să devin președinta PSD și candidata la președinție, lucru care nu era adevărat. Eu voiam doar să îndeplinesc angajamentele luate față de cetățeni, atât eu, cât și echipa mea de consilier general, cât și întregul partid, pentru că împreună ne luasem acele promisiuni. Deci azi când vorbim, cel mai bine cotat lider PSD. Dar dacă pe un om politic ajuns într-o funcție executivă nu-l sprijini la nivel guvernamental să-și îndeplinească obiectivele și îi tai toate șansele, bugetul și proiectele, înseamnă că l-ai lăsat practic gol de conținut. El va ocupa acea funcție un timp, dar pe urmă va fi scos de furia mulțimii. Probabil acest lucru îl știa domnul Dragnea. Mulțumesc. Și la nivel politic. Mergem cu o întrebare roșie. Un alt moment controversat din cariera dumneavoastră a fost evenimentul organizat pe Arena Națională în onoarea Simonei Halep, după ce a câștigat turneul de la Roland Garros din 2018. Reamintesc că 2018 a fost un an marcat de proteste ale românilor împotriva guvernului PSD. Pe Arena Națională au venit peste 20.000 de oameni, iar la ceremonia de premiere a Simonei Halep, când dumneavoastră ați luat cuvântul, oamenii v-au huiduit. Ați părăsit Arena Națională imediat după discurs, iar la scurt timp ați postat un mesaj pe Facebook, vă citez: am greșit atât eu cât și echipa, pentru că era clar că nu era cel mai potrivit loc și moment să înmânez cheia orașului și diploma de excelență. Ar fi trebuit să organizăm o ceremonie mai restrânsă. Ați spus că cei care v-au huiduit erau, vă citez, echipe de cetățeni cu venin care au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți. Postarea noastră a declanșat un alt val de critici și, ca urmare, v-ați închis contul de Facebook. Despre participarea la acea ceremonie, Gigi Becali, nașul noastră de colonie, a spus că ați greșit, iar fostul președinte, Traian Băsescu, a spus așa: împășurată în tricolor, țoapa de la Voluntari a vrut să fure ceva din gloria Simonei Halep. Vreau să știu dacă în contextul mitingurilor anti-PSD din acea perioadă v-ați gândit în vreun moment că aveați să primiți o astfel de reacție din partea publicului. Urmează întrebarea roșie. Ați vrut să profitați de Simona Halep pentru a vă redresa imaginea? Văd că aveți o apetență în a cita din declarațiile grobiane ale domnului Băsescu, dar nu e nicio problemă. Ni le asumăm politica pe toate, și cu bune și cu rele. De la dumneavoastră, ca să spun așa, de parcă ar fi Evanghelia, domnul Băsescu, trebuie să stăm cu toții drepți și eventual să facem și o cruce atunci când califică dumnealui pe cineva. Mă întreb ce ar fi făcut dumnealui ca primar general, pentru că eu am văzut zilele trecute cum pentru meciurile UEFA, țopii de azi, cum ar veni, politicienii de azi, s-au ițit în loja principală a VIP-ului, iar gloriile sportului au stat undeva, izolați la tribuna a doua, de parcă. Dar acum n-a mai spus nimeni nimic, Facebook-ul n-a mai explodat, n-au mai fost critici, n-a mai ieșit domnul Băsescu să-i facă țopi pe cei de la guvernare. E în hibernare, nu înțeleg că doar, vedeți, cu femeia în politică, o femeie întotdeauna este mult mai bună de criticat și de jignit decât un bărbat. Eu am vrut să fac un lucru normal, decent, și dau și eu un citat, că suntem citat la citat. Domnul Țiriac, și nu putem să-i contestăm meritele domnului Ion Țiriac, a spus că am făcut un gest normal în lumea civilizată, acela de a organiza un eveniment pe Arena Națională și de a înmâna cheia orașului și toate onorurile pe care îi le ofeream, că nici
nimeni altcineva de la guvern sau din altă instituție nu s-a deranjat să organizeze un moment frumos și o întâlnire cu publicul pentru Simona Halep și eu am fost pusă la zi doar din motive politice și pentru că sunt femeie. Așa au stat lucrurile și cred că acum, după ceva timp trecut, își dau seama toți oamenii despre ce a fost vorba. Pentru că acele persoane care au huiduit, că nu toată lumea a huiduit, făceau parte din filiala București a USR. Bine, mergem mai departe. Anul trecut, când încă erați primarul Capitalei, ați fost ținta unei anchete mai puțin obișnuite. Rețeaua Facebook a șters 13 conturi false create pentru susținerea dumneavoastră pe rețelele de socializare. Ziarul Libertate a publicat modul în care funcționa sistemul de citez postaci pe Facebook. Majoritatea conturilor suspecte aveau aceeași imagine de copertă, apoi 11 profiluri din cele 13 investigate aveau la bază numele unor utilizatori străini, deși conturile figurau cu nume românești. În plus, acei utilizatori aveau în jur de 100 de prieteni, majoritatea indieni și nigerieni, care își roteau comentariile între ei. Presa a scris și că prin intermediul acestei rețele de conturi false, pagina noastră oficială de Facebook se îmbogățea la fiecare postare cu multe comentarii de laudă, precum excelent, felicitări și un an cu multe împliniri, respect doamna Gabriela. Aș vrea să-mi spuneți dacă aceasta este, de fapt, practica obișnuită în rândul oamenilor politici. Urmează întrebarea. Aveți propria rețea de postaci pe Facebook? Categoric nu, și a fost încă o dovadă că unii jurnaliști fac politică și nu presă, nu spun toți, și că m-au pus pe mine la zid doar pentru că fac parte din Partidul Social Democrat, pentru că sunt femeie, și susțineau politic un alt candidat. Și aș vrea să mă întâlnesc cu acei jurnaliști, în special de presă scrisă, care au scris foiletoane ireale despre activitatea mea, cam ce părere au acum, când văd ce se întâmplă în București. Eu am făcut o altă constatare, pe care văd că nu o fac instituțiile statului, că asta e, dacă făceam eu, sigur se trezea cineva să constate. Campania mea electorală a avut strict bugetul legal. Campania electorală a contracandidatului meu a avut un buget imens pe internet. Imens. Pe YouTube, pe Google, pe Facebook, pe Insta, peste tot. Nimeni, dar nimeni nu vrea să spună aceste lucruri. Oare de ce? Mergem mai departe. Și acum, în anii petrecuți la primărie, ați intentat 10 de procese în care obișnuiați să cereți daune morale de sute de mii de euro unor politicieni și jurnaliști. Printre cei pe care i-ați dat în judecată se numără politicienii, amintesc doar câțiva, Nicu Șordan, Robert Turcescu, Cristian Bușoi, Ciprian Ciucu și jurnaliștii Cătălin Dorontan, Oana Costea, Răzvan Lutac sau Floriana Jucan, din cauza unor articole publicate de aceștia care vizau activitatea dumneavoastră și a primăriei, și lista e lungă. M-ați dat în judecată inclusiv pe mine, în perioada în care lucram la Realitatea TV, pentru că vă criticam în mod constant activitatea de primar și mi-ați cerut desfăgubiri în valoare de 100.000 de euro. Vreau să fac următoarea precizare. Toți jurnaliștii, eu personal, am criticat primarul Gabriela Firea și nu omul Gabriela Firea. Cu toate acestea, cererile de chemare în judecată din partea primăriei municipiului București erau formulate de primarul general Gabriela Firea în nume personal și nu ca reprezentant al municipiului București. Mulți dintre colegii mei dați în judecată v-au acuzat că ați acționat așa pentru ca aceste cheltuieli de judecată să fie făcute din bugetul primăriei și nu din buzunarul personal, și toți jurnaliștii v-au acuzat că, de fapt, scopul dumneavoastră de a-i da în judecată era doar pentru intimidare și pentru a nu mai publica articole negative la adresa dumneavoastră sau a primăriei. Urmează întrebarea. Ați vrut să puneți pumnul în gura presei? Nu am dat pe nimeni în judecată pentru că m-a criticat. Și nu sunt nici atât de sensibilă la afirmații de genul țoapa de la primărie, individa aia de la primărie, cucoana aia de la primărie și alte apelative dezonorante. Pentru că cam în termenii ăștia vorbeau unii jurnaliști despre mine.
am dat în judecată doar atunci când am considerat că s-a depășit orice limită a profesionalismului și că nu mi s-a solicitat punctul de vedere cu privire la afirmații de genul a furat, a luat bani, a avut interese financiare. Ați citat și dumneavoastră la începutul emisiunii astfel de aprecieri în legătură cu anumite licitații. Și atunci am dorit să-mi apăr reputația de primar general. Este și normal să acționezi așa și într-o democrație, cred că în momentul în care nu mai ai alte argumente și nu ți se cere dreptul și posibilitatea de a te exprima și de a avea un punct de vedere cu privire la acele acuzații care ți se aduc, repet, acuzații, nu critici. Eu cred că este o diferență. Să critici activitatea unui primar, să spui că nu ești mulțumit de el și să-l acuzi că a furat. Este ceva foarte grav. Puneți-vă în locul meu. Dacă cineva vă acuză pe nedrept că ați furat, dumneavoastră dați pagina mai departe și spuneți, a, nu-i nimic, e o critică, nu mă place că sunt blondă sau că sunt femeie. Au fost acuzații foarte grave care s-au făcut și eu mă consideram nedreptățită prin acele afirmații, nu mi se acorda nici dreptul la replică și consideram că ultima speranță este în justiție. Bine. Nu a fost dorința de a, cum se spune, pune pumnul în gură vreunui jurnalist. Mergem mai departe. De-a lungul anilor v-ați plâns de mai multe ori că ați primit amenințări cu moartea, vă citez, am primit și mesaje că voi fi așteptată în anumite locuri și că voi fi desigurată. Ce am făcut să merit asta? Am primit astfel de amenințări la adresa mea și a familiei mele, chiar cu moartea. În 2018 a surprins pe toată lumea când ați mărturisit că însuși Liviu Dragnea a recurs la amenințări, în ceea ce vă privește, ați spus așa. Domnul Dragnea a anunțat într-o ședință cu câțiva primari de sectoare că el dorește să desfințeze Bucureștiul, iar primăria capitalei ori se desfințează în totalitate, ori devine decorativă. Domnul Dragnea dorește să mă anihileze pe mine în totalitate, dacă ar putea, m-ar lichida și fizic. Doamna Firea, este o acuzație gravă că cineva ar vrea să vă lichideze fizic, într-o altă formulare că ar vrea să vă omoare. Urmează întrebarea. V-a amenințat Liviu Dragnea cu moartea? M-a amenințat. Asta cu moartea rămâne de interpretat și de analizat, dar într-adevăr în acea perioadă primeam foarte multe mesaje pe mail, telefon, rețele de socializare, de la persoane mai mult neidentificate decât identificabile, care spuneau că dacă nu încetez cu această dispută cu domnul Dragnea, o să văd eu ce o să pățesc, o să mă aștepte, nu o să mai pot să ies public, eu și copiii, erau foarte multe amenințări în acea perioadă. Acum ne putem întreba dacă eu trebuia să le pun sub tăcere și să consider că sunt niște vorbe aruncate sub protecția anonimatului sau cumva să le anunț public. Nu știu cum aș proceda acum, dacă aș fi în aceeași situație. Atunci așa am considerat necesar că trebuie să anunț și la nivel public. Bine, am notat. Presa vă consideră un politician care a știut mereu să-și urmeze interesul politic. Liviu Dragnea v-a susținut la alegerile pentru primăria capitalei din 2016. În noaptea victoriei, Liviu Dragnea v-a felicitat ce a spus, îl citez, vreau să îi ofer trei trandafiri. Unul pentru curaj, unul pentru tenacitate și unul pentru responsabilitate. Chiar în același an, la alegerile parlamentare din 2016, i-ați întors lui Liviu Dragnea susținerea pe care el v-a oferit-o în campanie. Iată ce spuneați. Din cauza unei condamnări nedrepte și a unei legi neconstituționale, domnul Dragnea nu a putut să se propună la consultări pe domnia sa, așa cum era legitim, și a trebuit să formuleze o altă propunere. Liviu Dragnea, prim-ministru, eu nu voi înceta să cred acest lucru. 2 ani mai târziu, în momentul în care condamnarea lui Liviu Dragnea devenise aproape o certitudine, din susținător ați devenit principalul contestatar al acestuia. Printr-o scrisoare a dizidenților din PSD, semnată și de dumneavoastră, îi cereați lui Dragnea demisia de la șefia partidului. Aș vrea să ne explicați acum. De ce v-ați schimbat radical punctul de vedere în ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea într-un timp scurt? Urmează întrebarea. Sunteți cea mai abilă femeie din politică? Sunt femei mult mai abile și în politică și în alte domenii, în presă. Sunt un om coerent și câtă vreme am promis bucureștenilor că voi face anumite lucruri pentru a le îmbunătăți viața, am vrut să-mi duc aceste promisiuni la bun sfârșit.
după 2 ani în care am observat că domnul Dragnea m-a aruncat în această bătălie de la Primăria Capitalei, dar îmi taie orice posibilitate de a-mi duce la bun sfârșit promisiunile pe care le-am făcut împreună, repet, m-am revoltat. Dar nu m-am dus imediat într-o emisiune de televiziune să-mi spun of, am avut nenumărate discuții cu domnia sa. Încă consideram că este de bună credință și îl rugam să își țină promisiunea de a rezolva, spre exemplu, problema termoficării în municipiul București, pentru că mare parte ținea de Ministerul Energiei, care aparține guvernului. Elcenul, știți bine că aparține de Ministerul Energiei și acolo era o lipsă crasă de investiții și doream fuziunea Elcenului cu Radetul tocmai pentru a rezolva sinergic, unitar problema termoficării. De asemenea, în ceea ce privește centura ocolitoare a capitalei, am observat că în ciuda rugăminților mele nu se acordă un buget suficient către Ministerul Transporturilor pentru finalizarea centurii ocolitoare a capitalei. Erau cele două mari promisiuni făcute în campanie de mine, de consilierii generali și de dumnealui. Și exact pe aceste două mari subiecte trecea vremea și nu se întâmpla nimic. Și atunci am considerat că dumnealui, dacă nu-și ține promisiunile față de bucureșteni, înseamnă că nu și le ține nici față de români. Și atunci m-am raliat și eu protestului altor colegi din partid care au considerat că această conducere nu ne îndreaptă către lucruri bune pentru țară. Nu m-am trezit așa pur și simplu într-o dimineață cu dorința de a participa la un puci. Mergem mai departe. Designerul Dana Budeanu s-a dovedit a fi cel mai aprig susținător al dumneavoastră în campania electorală la primărie de anul trecut. Presa a scris că relația apropiată pe care o aveați cu Dana Budeanu a devenit evidentă încă din octombrie 2019, cu un an înainte de alegerile locale. Ați distribuit pe Facebook un mesaj postat de Dana Budeanu, prin care designerul critica ONG-ul care construiește primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România. V-ați asumat public mesajul Danei Budeanu anul trecut, exact în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, aceeași Dana Budeanu v-a apreciat realizările și i-a atacat pe contracandidații dumneavoastră în aparițiile ei de la Antena 3. O citez. Eu nu sunt pesedistă, reveniți-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi. Dacă rare și fratele lui Nicușor, eu sunt de sânge cu Gabi. O susțin pentru că este un om foarte corect, pentru că eu sunt un om foarte corect și pentru că realmente cred că femeia asta a făcut de rupt. Presa a scris că Dana Budeanu a fost și consilier pe perioada campaniei și, dincolo de sprijinul politic, Dana Budeanu v-ar fi oferit și consiliere vestimentară. Cu toate acestea, presa a scris că nu întotdeauna a ținut cont de sfaturile ei. Urmează întrebarea. Cât de prietenă sunteți cu Dana Budeanu? În primul rând îi mulțumesc pentru toată susținerea ei și acum mă întreb de ce a vrut să mă susțină într-o perioadă în care de bon ton era pe Facebook să fie împotriva Gabrielei Firea, nici de cum cu ea. Iar Dana și-a asumat acest rol de a mă susține. Mi-a spus și pentru că sunt femeie și vede că sunt mult mai atacată din această perspectivă. Că sunt femeie, că sunt mamă, că sunt credincioasă și că sunt un om foarte muncitor și foarte implicat. Și recunosc mai emoționat această atitudine a ei. Într-o lume, repet, a Facebook-ului în general, unde eu nu am avut, din păcate, privilegiul de a fi foarte blând privită, ci din potrivă. Și așa o rază de soare care apărea de undeva, bineînțeles că am apreciat-o. Nu am avut timp de sfaturi vestimentare și asta este spre rușinea mea, pentru că sunt convinsă că ea m-ar fi sfătuit mult mai bine, pentru că este de specialitate și eu nu mă pricep atât de bine ca ea. Într-adevăr, la botezul fetiței Sandrei Stoicescu mi-a creat, de fapt, două rochii fabuloase, dar nu am timp să merg, să probez și, repet, ar fi bine să îi ascult sfaturile. Din păcate, viața mea atât de agitată nu-mi permite acest lucru și de multe ori mă îmbrac așa cu ce găsesc în jurul meu, cum am făcut și în această seară. Nu am decât motive de bucurie că un astfel de om, că o femeie distinsă, cultă, a fost și este alături de mine și m-aș aștepta ca mai multe femei
să mă susțină, pentru că eu am lucrat întotdeauna foarte bine cu doamnele, cu femeile. Am avut și în calitate de consilier și de director foarte multe doamne și la mine nu funcționează acel principiu că femeile se invidiază și se urăsc reciproc, ci din potrivă. Eu sunt solidară cu femeile și chiar îmi doresc foarte mult să facem împreună o mișcare pentru România și să facem mult mai multe împreună. Trebuie să fim mult mai unite, asta odată. Doi, trebuie să spun că în această seară arătați impecabil, asta apropo de... Mulțumesc frumos! Mai devreme, nu mai bine ca dumneavoastră, asta categoric. Mulțumesc asemenea. Acum, puțină lume știe că sunteți membru al Uniunii Scriitorilor din 2002 și chiar ați primit premiul pentru debut din partea Asociației Scriitorilor din București în 2001 pentru volumul de versuri O altă lume. V-ați încercat talentul și în muzică, aveți lansate două albume de muzică populară împreună cu Simona Gherghe, fosta noastră colegă de trus, despre cea care ați spus că vă era prietenă de 20 de ani. Anul trecut, după alegerile locale, relația cu Simona Gherghe s-a schimbat pentru că soțul acesteia a fost șeful de campanie al contracandidatului noastră la primăria capitalei, Nicuș Ordan. Presa a scris că ați fi fost deranjată de acea situație. Urmează întrebarea. Ați rupt prietenia cu Simona Gherghe din cauza politicii? Viața ne-a adus în această situație. Eu țin la Simona în continuare. Nu pot să șterg cu buretele anii petrecuți împreună în trustul intact. Faptul că am avut o afinitate una pentru cealaltă de la început, de la venirea Simonei de la Iași la București, și întotdeauna mi-a plăcut de ea și am sprijinit-o vizibil și invizibil. Am avut și acele proiecte muzicale, două CD-uri lansate împreună. Vă dați seama că am suferit în momentul în care eu eram în discuții cu Răzvan Sândulescu, soțul ei, pentru o colaborare în vederea campaniei electorale și din motive care mie îmi scapă a decis să meargă să realizeze campania de marketing politic pentru contracandidatul meu. Nu vreau să intru mai mult în amănunte. Poate că așa a fost să fie. Sentimentele mele pentru Simona nu se vor modifica absolut niciodată. Rămân, într-adevăr, cu această tristețe că putea să fie altfel. Putea să fie cu totul altfel. Dar așa a fost viața. Mulțumesc. Viața ne aduce și multe surprize. Unele neplăcute. Remarc că și acum v-ați emoționat și o să notez, da, toate pentru că acestea, eu am iubit-o foarte mult pe Simona și o iubesc în continuare și îmi pare rău că din cauza acestui incident nu ne mai putem manifesta această prietenie, pentru că vă dați seama, noi participam una la evenimentele celeilalte, formam așa o familie și Simona a fost la nuntă, a fost chiar domnișoară de onoare la botezul lui David Aluzian și eu am participat la evenimentele lor de familie și mă simțeam un membru al familiei și ea un membru al familiei mele. Vă dați seama că, dată fiind această situație, din păcate relația cunoaște așa o transformare, n-aș spune neapărat o răcire. Bine, mergem mai departe. În 2002 aveați deja o carieră în televiziune, erați un jurnalist de renume, vedeta Antena 1, când ați surprins pe toată lumea cu o declarație în revista despre tine. Iată declarația publicată chiar pe copertă, decât politician, mai bine casnică. S-a dovedit în timp această declarație, decât politician, mai bine casnică, doar o declarație pentru coperta unei reviste, pentru că după câțiva ani am văzut, ați intrat în politică, aveți o carieră impresionantă și între timp ați devenit un politician extrem de abil. Aș vrea să-mi spuneți dacă au fost momente în care ați fi vrut să fiți mai mult casnică în loc de politician. Urmează întrebarea. Mai bine politician decât casnică? Și, și. E mai bine ambele. Adică să dai răgaz și casei tale, familiei tale, dar să ai timp și să faci ceva pentru oameni, iar politica, chiar dacă are și momente foarte urâte, este singura activitate prin care poți să vii cu ceva concret pentru cetățeni. În Parlament poți să propui și să votezi o lege benefică pentru anumite categorii socioprofesionale. Ca primar, așa cum am fost, am putut să fac concret lucruri pentru oameni. Investițiile din spitale, toate propunerile mele din domeniul social, care, din păcate, acum
nu mai sunt respectate pentru femei însărcinate, pentru primul copil, pentru cuplurile infertile, pentru copii și adulți cu dizabilități, etc. Lucruri, repet, concrete pe care nu le poți face, ci doar le poți semnala ca jurnalist. Cu aceste argumente m-a convins Florentin la acel moment să intru în politică după presă, spunându-mi că tu în presă ai putut să critici ceea ce nu fac politicienii, pe bună dreptate, dar nu poți să faci ceva concret ca jurnalist. Ca un politic poți să generezi bunăstare sau o viață mai bună pentru ceilalți prin proiectele concrete pe care le inițiezi. Mergem mai departe. În ianuarie 2019 ați vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate pe care le-ați avut. Ați spus atunci că ați fost operată pentru afecțiune gastrointestinală acută. Ați spus că v-ați simțit bine după acea intervenție, dar cu toate acestea stările de rău au continuat. Ați suferit alte două operații, iar soțul dumneavoastră a dezvăluit, îl citez, în ianuarie a avut încă o intervenție chirurgicală unde i s-a găsit o sârmă de vreo 3 cm în colon. În acele momente nu ați exclus varianta ca cineva să vă fi introdus acea sârmă în organism. Ați spus așa, cred că nimeni în situația mea nu ar exclude nicio variantă, inclusiv o mână criminală și varianta unei întâmplări și anume unui produs în care să se fi strecurat sârma din eroarea unei fabrici, dar nu aveam cum să înghit o sârmă atât de mare. Cert este că în ianuarie anul acesta ați suferit o altă intervenție chirurgicală. Anul trecut, da. De această dată nu ați mai spus nimic despre problema de sănătate care v-a adus din nou în sala de operații. Vreau să îmi spuneți cât de greu a fost să faceți față responsabilităților de primar în condițiile în care problemele de sănătate erau destul de serioase și să ne spuneți dacă v-ați refăcut în totalitate după acele probleme de sănătate. Urmează întrebarea. V-au pus viața în pericol aceste probleme de sănătate? Da. Da, și mereu mă gândesc că nu am cum să dau totul uitării prin ce momente cumplite am trecut, pentru că medicii nu reușeau să diagnosticheze problema mea de sănătate, nici cei din țară și nici cei din străinătate pe care i-am consultat. Practic, nici acum nu se știe diagnosticul, decât că a fost o problemă foarte gravă și am avut 3 ocluzii intestinale în 6 luni. Și, într-adevăr, cum ați citat și dumneavoastră, nu excludem și influența acelei sârme care putea să conțină sau nu o anumită substanță și care să determine înghețarea, anestezierea nervilor peristaltice ai colonului, care practic nu mai funcționa, deși nu avea nimic. În urma biopsiei, atât din țară cât și din străinătate, a reieșit faptul că intestinul gros nu are nicio afecțiune și totuși nu mai funcționa, era blocat. După operațiile, prima, a doua și a treia și după 3 luni de repaus al colonului cu colostomă, m-am refăcut. Operațiile au avut loc la Spitalul Cantacuzino al Primăriei Capitalei, din un spital din municipiul București, de către echipa profesorului Brezean, cu domnul doctor Eduard Catrina, cu domnul doctor și cu cealaltă echipă care a susținut acest demers medical și domnul Sorin Petrea și doamna Mihaela Vâlcu. Le sunt recunoscătoare toată viața, dar și domniile lor spun, inclusiv în acest moment, că a fost cel mai dificil moment medical pe care l-au trăit. Iar profesorul de la Londra pe care l-am consultat și care a avut tot dosarul meu medical mi-a cerut acordul să prezinte în cadrul unor sesiuni științifice această situație medicală a mea, pentru că a spus că nu a mai văzut așa ceva și este inexplicabil ce s-a întâmplat. Doamne ajută! Da, să fiți Doamne sănătoasă. Ajută și lucrurile acum sunt bune, deși erau oameni care credeau că mi trăiesc ultimele zile, Dumnezeu m-a ajutat să-mi revin și să am în continuare o viață bună alături de familia mea. Doamne ajută! Doamne Mergem ajută. Mai departe. La alegerile locale de anul trecut, Nicu Șordan a recurs la un limbaj suburban pe care presa l-a considerat inacceptabil chiar și pentru un politician.
Iată ce spunea Nicu Șordan. M-am implicat într-o campanie electorală împotriva imposturii și a unui uriaș aparat de propagandă. Este o luptă de valori în care vreau ca fetiței mele să nu îi se spună că o panoramă este o mare vedetă. Fiecare societate are panoramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie. Nicu Șordan nu a spus inițial la cine se referă cu exactitate, iar presa a interpretat că termenul de panoramă este adresat principalului său contracandidat în acele alegeri, adică dumneavoastră. Imediat după discurs au fost făcute numeroase emisiuni TV pe acest subiect. Dana Budeanu, susținătoarea noastră, a postat mesajul Je suis panorama, iar dumneavoastră ați vorbit despre șocul pe care l-ați avut și pe care l-a cauzat în familie declarația lui Nicu Șordan, vă citez. Nu i-aș dori să trăiască sentimentul în care familia și copiii să stea cu inima ridicată când aud astfel de lucruri care nu au legătură cu administrația și nici cu campania electorală. Abia târziu, după discursurile care au avut loc pe marginea acestui subiect, Nicu Șordan a precizat că el s-a referit, de fapt, la alte opozante și nu la dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ar avea Nicu Șordan de ce să își ceară scuze? Iată ce spunea Nicu Șordan. M-am implicat într-o campanie electorală împotriva imposturii și a unui uriaș aparat de propagandă. Este o luptă de valori în care vreau ca fetiței mele să nu îi se spună că o panoramă este o mare vedetă. Fiecare societate are panoramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie. Nicu Șordan nu a spus inițial la cine se referă cu exactitate, iar presa a interpretat că termenul de panoramă este adresat principalului său contracandidat în acele alegeri, adică dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ar avea Nicu Șordan de ce să își ceară scuze? Eram singura opozantă, eram singura contracandidată, nu mai era altcineva de sex feminin, deci în mod evident la mine s-a referit. Aștept și acum scuzele, știu că nu vor veni, nu-i fac cinste unui bărbat, mai ales unui contracandidat, să recurgă la astfel de metode. Acestea sunt metode de intimidare, de jignire, de umilire și până la urmă în ce context a ieșit domnul Nicu Șordan cu acest apelativ atunci când i s-au adus dovezi că domnia sa a intervenit personal pe lângă primăria sectorului 4 pentru domnul Câine, care are și acum casă într-un parc și în parc orice construcție este ilegală. Numai domnul Nicu Șordan, actualmente primar, considera că este legal ca domnul Câine să aibă casă într-un parc din municipiul București. Deci în acel context a ieșit cu acea exprimare total ne la locul ei și jignitoare. Atât a putut, atât a făcut. Mai rău e ce face acum, de fapt ce nu face pentru bucureșteni. Mergem mai departe. Am spus deja că la alegerile locale din 2016 aveți o părere bună despre actualul primar al capitalei. Între timp, Nicu Șordan v-a luat locul la primăria generală, iar dumneavoastră ați început să-l criticați dur, inclusiv pentru că nu ar ști cum să gestioneze capitala, vă citez. În loc să se dea ridicol cu bicicleta doar pentru fotografii și filmări, noul primar ar trebui să își consume timpul prețios pentru cetățeni. Să te plângi că ai datorii la PMB înseamnă că nu știi deloc cum funcționează o instituție publică din punct de vedere financiar. Traficul e încă blocat, bucureștenii au făcut frigul mai ceva ca niciodată în această iarnă. În plus, cadou, dincolo de faptul că nu au apă caldă iarna și nici vara, mai nou, în multe blocuri din capital a dispărut până și apa rece de la robinet. Și dacă dumneavoastră ați fost acuzată de multe ori în presă că foloseați scaunul de primar general pentru a vă consolida imaginea de lider politic, și Nicu Șordan este criticat pentru plimbările cu bicicleta și pentru sondajul pe Facebook pentru a afla părerea bucureștenilor despre tunsoarea pe care ar trebui să o aibă. Urmează întrebarea. Cum va arăta Bucureștiul după mandatul lui Nicu Șordan? Un oraș murdar, un oraș abandonat, un oraș cu bălării, un oraș în care nu se mai construiește nimic, pentru că dumnealui nu vrea să construiască nimic, ci vrea doar să înghețe, nici măcar să conserve. Așa cum știți, a suspendat și puzurile de sector, deci nu se mai poate construi nimic în București timp de un an de zile, decât pe baza autorizațiilor de construire acordate în mandatul meu.
Dar viața economică a unui oraș trebuie să aibă o continuitate și nu poți să îngheți pur și simplu administrativ doar pentru că ai tu niște păreri, ai tu niște opinii. Eu cred că nu realizează impactul negativ asupra orașului și asupra economiei generate de capitala României deciziile pe care dumnealui le ia. Deci el altceva nu face decât să considere că treaba lui este de ONG-ist și să, de exemplu, să se ducă să spună că o clădire trebuie să fie demolată sau nu trebuie să fie demolată, este de patrimoniu sau nu este de patrimoniu. Sunt instituții ale statului care reglementează aceste aspecte și dumnealui răspândește în mod fals că ar avea niște preocupări când, în fapt, are niște interese. Rețeaua de termoficare, în cazul în care va fi reabilitată, va fi pe fondurile obținute în mandatul meu, pentru că domnul Orban a ținut 6 luni de zile dosarul ascuns, doar ca să-l semneze în campania electorală domnul Nicușor Dan, ani de muncă pentru mine și pentru echipa mea, pentru a obține peste 200 de milioane de euro fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de termoficare. Nici acest lucru nu-l spune nimeni. La STB eu am îmbunătățit și înnoit parcul auto, dumnealui a închis deja linii, iar călătorii merg acum înghesuiți în autobuze și sunt mult mai puține autobuze mai și pe Ilfov și pe București. Calitatea transportului public în comun a scăzut în această perioadă, deci doar 8-9 luni. Nu înțeleg de ce nu redeschide șantierele, Spitalul Metropolitan, pasajul doamna Ghica, prelungirea Ghencea. A vorbit despre utilitatea sau inutilitatea unor pasaje. De ce nu le continuă? Pentru că ele aveau două faze. Mă refer la Ciurel și la Nicolae Grigorescu Splai Dudescu. Așa au fost gândite acum 10-12 ani. Eu nu am făcut altceva decât să respect acele proiecte, pentru că altfel trebuia să o iau de la zero cu licitațiile. Și am finalizat anumite, deci ce am putut ca etape. Acum dumnealui trebuie să ducă la bun sfârșit aceste proiecte. Aceasta este logica în administrație publică locală. Nu pot să omor totul, tot ce s-a făcut înaintea ta, spunând că o iei de la zero. Ar fi o muncă de Sisif și banii oamenilor ar fi risipiți realmente. Poate explică cineva și dumnealui că nu trebuie să anuleze tot ce s-a făcut bun de către foștii primari, inclusiv de către mine, ci să continue pentru ca viața oamenilor să fie mai bună. Mulțumesc frumos! Acesta a fost maratonul celor 40 de întrebări. Mai mult decât un maraton. Mai mult decât un maraton, o trecere prin toată viața noastră. Întâi să le spunem telespectatorilor că mai avem un minut rămas la dispoziție pentru dialogul dintre noi două. Aș vrea foarte mult să subliniez câteva elemente. Că ați venit la mine la emisiune în urma unui simplu telefon. Nu aș cerut în niciun moment niciun fel de temă de discuție, niciun fel de întrebare, absolut nimic. Din punctul meu de vedere, m-ați convins cel puțin că sunteți o femeie foarte dedicată, foarte muncitoare, o adevărată social-democrată. Dacă mai sunt chestiuni pe care ați dori dumneavoastră să le spuneți, vă rog. Că m-am maturizat în ultimii ani și nu știu dacă este atât de bine. Exuberanța în orice domeniu are farmecul ei și aduce lucruri bune. Atunci când ești foarte entuziast la începutul, să spunem, carierei de jurnalist sau la începutul carierei de politician, această stare aduce lucruri foarte bune. Nu spun sub nicio formă că sunt blazată, dar sunt mult mai atentă, ceea ce îmi reproșez. Pentru că de multe ori mă cenzurez. Acum, fiind atât de dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat la Primăria Capitalei, acum privesc viața politică cu alți ochi. Și mă gândesc că m-am îmbolnăvit și din cauza unor factori externi, dar și poate pentru faptul că munceam prea mult, mă stresam prea mult, nu mâncam la timp. Pot fi și acestea niște cauze, chiar dacă doctorii nu au mers pe această variantă și mă întreb cât de mult a meritat și îmi răspund de fiecare dată că a meritat pentru că am lăsat niște lucruri în urma mea, niște lucruri bune. Și criticile sunt binevenite câtă vreme sunt decente și întemeiate. Nu aș vrea să ajung niciodată în situația în care să-mi pese doar de mine și de familia mea. Vreau să-mi păstrez acea
dorință fierbinte de a da ceva oamenilor din jurul meu, societății pe care aveți o reprezint. Aveți putere să faceți politică mulți ani de acum încolo, câtă vreme să dea Dumnezeu să faceți asta, o să vedeți că o să fie așa, pe mine una, în aceste două ore de emisiune m-ați convins de chestiunea aceasta. Mulțumesc foarte mult. A fost o emisiune cu întrebări preponderent incomode. A trebuit să vă așez în față toată viața și tot ce s-a scris despre dumneavoastră, dar pe mine m-ați convins că sunteți o femeie puternică, dar foarte sensibilă. Ca toți racii. Sunteți un om care a suferit, dar care poate să fie oricând un exemplu pentru celelalte femei, pentru determinarea, dăruirea și modul în care ați reușit să vă proiectați, să vă conturați și să vă așezați viața până acum. Să fiți sănătoasă. Să dea Dumnezeu și la să fel. Aveți parcursul politic pe care vi-l doriți. Vin ani interesanți din punct de vedere politic și întotdeauna va fi loc, de ce nu, și de un partid al doamnelor în politică. Mi-aș dori. Nu, m-aș înscrie. Dacă aveți inițiativa, nu, eu m-aș înscrie. Că am văzut că ați performat foarte bine, deci Doamne ajută să fie mulțumesc bine și mult. Să vă fie așa cum vă doriți. Mulțumesc, Gabriela Sănătate Firea, pentru... tuturor celor care ne-au urmărit și numai bine lor și familiilor lor. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aceasta a fost ediția din această seară. Un invitat complex, o emisiune pe măsură. Îi mulțumesc Gabrielei Firea încă o dată pentru prezența la noi aici, la 40 de întrebări. Eu sunt Denise Rifai, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu multe noi alte întrebări. Vă las pe curând, bună seara!